extraordinar, dar de fapt că este miliardar și guvernează o țară de miliardari. El într-un fel s-a autoguvernat piața, pentru că iarăși Twitter-ul lui tot era ca un, îi spunem așa, ca o trândiță. Când el scria ceva pe Twitter, piața se începe a tremura. Ca să nu un singur om făcea, ceea ce era imposibil. Bine, unica problemă lui Trump era că el nu știe cum să guverneze piața. A apărut așa o personalitate ca Elon Musk, care pur și simplu printr-un simplu hashtag Bitcoin, ați văzut hashtag-ul ăsta, ca fotografii, printr-un hashtag Bitcoin, a acționat asupra absolut toată piața și a făcut așa că Bitcoinul astăzi, cât costă Bitcoin? 51.000 dolari pentru o singură bucată. Țineți minte anul 2015 sau 2016, pare că costa 20.000. Când a ajuns la 20.000 și noi ne gândeam, Doamne Ferici, cum poate să ieși scump un singur lucru virtual, nereal, tot se sperea că asta este un balon, în principiu ca tot ce este piața de capital. Și când acolo pop și vinem peste 4-5 ani și costă 50.000. Și companiile cele mai mari bănci și cele mai mari de analitică prognozați să fie 140.000, dar cineva în genie spune că să fie milioane. Și că asta din cauza o poate să fie din mai multe persoane, dar un singur persoană poate să guverneze, Elon Musk. Noi discutăm, a să facem ca o călătorie prin cine este persoana dată, cum acționează persoana dată, pentru că pe noi cine interesează trader, pentru că toți sunt traderi în sală, da? Cineva s-o poate că nu-i trader în sală? Dacă nu s-o poate, suntem și așa mulți. Cine îți schis tranzacția la mână? Hai, ridicați mâna. Nu mă trebuie, demo, real, chiar nu vreau să ridic. Eu sper că prețul deschis tranzacții luna asta. Măcar una, măcar două, trei. Dar și mai, și mai bine vreo 100. De-am jumătate de luna și 100 de tranzacții, asta e ceva normal, nu? Sau pentru cineva asta e mult. Pentru cine 100 de tranzacții la mână? Pentru și puțin, dar ce și nu? Am auzit că traderul adevărat, la sfârșit, discutăm un pic, e ca la momentul acesta, pentru că eu văd ultima vreme, traderii cam își dau întrebare, de ce noi facem tranzacții, noi facem tot bine, 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 câteodată mai facem greșeli, câteodată ne lăcomim, câteodată mai dăm întrările, să ne așteptăm, să oprim vreme între ele, câteodată mai punem stop-loss-uri din corect, dar totuși, în linii generale, facem bine. Dar noi ducem profitabilitatea cea mare care noi vrem. Facem profit, dar nu atât dacă vrem. La sfârșit, ați vă dau și chiar și ce mai masterclass pentru o anumită strategie. Nu-i așa? Păi și pentru asta tot bine. Cum i-ați zis pe o strategie ceva. Ați putem și pe asta. Dar astăzi este ziua exclusivă lui Elon Musk. A să vă prezentăm ce personalitate este asta. Vom începe următoarea situație. Va fi. Noi te discutăm cum el a ajuns să fie așa personalitate. După asta discutăm despre tweet-urile lui. Și după asta vom discuta un pic despre regulile de succes acestei personalități. Eu nu știu dacă cineva din sală în genie se gândește la măreț, la mare, dar eu nu știu dacă oamenii în genie sunt posibil să nu se gândească la măreț, la mare, dar trebuie să vedeți dintre niște exemple cum se poate ajuns la mărețul ăsta. Pentru că măreț nu poți ajunge fără anumite condiții, anumite gânduri, dar eu nu spun despre condiții din naștere. Elon Musk a născut în Africa de Sud. Părinții lui sau au emigrat din Canada, pentru că nu trebuie, nu trebuie bine în Canada. În 1950 a emigrat în Africa de Sud. Nu, în Africa de Sud toți sunt anumite condiții, este o țară cât de cât bine dezvoltată, nu este în curs de dezvoltare, mai bine trăiești decât aici, din păcate. Noi ar trebui să fim în Europa și trăim mai bine decât alții, decât mai ales decât Africa. Dar Africa de Sud trăiești în absolut bine. Undeva la 10.000 de dolari pe cap de locuitori este în Africa de Sud. S-a născut acolo, a trăit practic toată jumătate, spunem așa, o jumătate de viață, prima, s-a dezvoltat ca un tânăr acolo până la 15 ani. Era o persoană destul de interesantă și este o persoană interesantă de mici, din copilărie, este o persoană care are, în primul și în primul rând, așa un lucru ca memorie foto, să-i spunem așa. El memorează tot cum l-a dat, o citit și de acum tot știe. Nu, asta este un plus pentru dânsul, dar eu sunt sigur că el nu știa asta de mic. El pur și simplu a citit, din spusele lui, el a citit 300 de cărți în 3 ani, de la 12 la 15 ani. Și e că nu am cred că totuși asta eu am dus. Nu știu dacă e posibil să faci așa ceva. E posibil. Nu înseamnă că dar trebuie pur și simplu să ai străduință și să ai scop să faci asta, cu adevărat să te vii cineva și să ai cunoștință de dai. Persoana a făcut primii 2 bani la 15 ani, făcând pur și simplu un joc. Și din primul joc care l-a făcut, a făcut 500 de dolari. După asta, ca un noi și care trader american, pentru că tot și Africa de Sud, noi luăm cu o gândire americană. Genii, deci, britanic, noi gândim îi gândesc cam la fel. Târzi se ocupă, aproximativ fiecare a doilea, fiecare a treilea, se ocupă cu tranzacționarea. Au făcut din 500 de dolari, au făcut 2000 capiteți, totuși cineva se pornește, când vrei să faci un capital, trebuie să pornești totdeauna prin investiții. Foarte greu să pornești altfel.
El a făcut bani prin tranzacționarea cu acțiunile companiilor medicale. Pfizer, Johnson & Johnson și alte. A făcut din 500 2000. Și la 15-16 ani a făcut, să-i spunem așa, decizia. El se duce în Canada, să învețe în Canada. Părinții noi dădeau voie, el nu i-a ascultat părinți, cred. O luat și a luat aluia $2000, o valiză plină, cum credeți, ce era plină valiza mea? Cărți. Era o valiză plină de cărți, nu și-a luat haine multe, nu și-a luat între 2-3 zile și s-a dus în Canada. O personalitate extraordinară care a primit bacalaurul în două, în fizică și în matematică. O personalitate care, pur și simplu, la universitate, când era în colegiul în Canada, a închiriat casa, să spunem așa, acolo erau casa clubului, a închiriat-o și a făcut întrânsa club de noapte. Și face bani pe duiumă. Din orice situație, o persoană care știe că vrea bani, el face bani. Iarăși, facem analogii cu persoană, cum o spus cu noi, trebuie pur și simplu să vrei. El din orice poate să facă bani. Asta e personalitatea care, cu adevărat, pot spui că el, din aer, face bani. El a vrut să plătească cardul, a inventat PayPal. El a vrut să meargă cu mașină electrică frumoasă. A făcut Tesla să ajungă la nivelii extraordinare și să fie toate mașinile în care... Ați văzut mașină Tesla prin Chișinău? Cum sunt mașinile astea frumoase? Așa, poate pentru, doar pentru iubitori, dar în principiu arată bine, nu? În comparație cu mașinile, dacă sunt medie mașinile, el arată bine. Desigur, prețul este usturător, dar iarăși, mașini electrice, scumpe producere. O vrut să meargă pe sub pământ, a făcut Boring Company. O vrut să zboare ieftin, să ducă lucrurile ieftin în cosmos, a făcut SpaceX. Prima companie privată, absolut privată, pentru că până aproximativ în 2006-2007, niciun fel de companie nu avea atâta bani și atâtea idei și atâta posibilități să fie o companie spațială singură. Până undeva în 2006, puteau doar statele întregi. Statele Unite, Federația Rusă, India, China, doar așa state aveau atâția bani ca să poată să facă asta. Și a venit o persoană care pur și simplu a zis că eu vreau să fac asta, eu fac o companie. El a înființat-o, a băgat 180 de milioane, 180 de milioane tot a vândut ceva, tot a făcut ceva. Ca să vedeți cum el a lucrat mai departe, el întâi a făcut un site, x.com se numește, care el oferea niște servicii pentru ziarul, ca să fie dată informația mai repede. Atunci internetul nu era așa de popular și el pur și simplu populariza internetul. Întâi a vândut aceasta, o... Bună seara, ce scuzare de întârziere. Deci, ce a făcut el? El pur și simplu a făcut, spunem așa, s-a unit cu alte companii mai mari. Din aceasta a făcut PayPal până la sfârșit, l-a dus până la capăt. Adică nici nu a fost amanta la invenția lui, dar el a dus-o până la capăt. El foarte des duce până la capăt invențiile de acum făcute. Eu nu pot spun că Musk este un Edison care a inventat becul. Nu, Musk este persoana care face becul să arate frumos și să fie colorat. Și poate să vândă lucrurile. Musk mai departe a vândut PayPal-ul cu aproximativ câteva sute de milioane, doar că partea lui era doar de 18% din vânzarea dată. Și a vândut PayPal-ul în 2002 și partea lui era 22 de milioane. După asta, ce face Musk? Nu PayPal, a vândut X.com. X.com, pe care era pentru revist. După asta a inventat acum să facă PayPal-ul, el vrea să achite cu cardul de bancare, ceea ce nu ia să acum achitați cu cardul de bancare, asta este Musk. El a pus bază. Păi, dar dacă n-avea să achitați, poate, dacă n-avea să fie el, de exemplu, poate avea să fie pe câțiva ani. Avea să fie invenția. Niciodată nu spune că taman o persoană este numai din cauza la acela care a inventat roata, noi mai avem roț. Nu. Da, și nu a fost primul. Dar dacă nu aveți fie asta primul, aveți fie și altul, dar aveți să așteptăm mai mult ani, de exemplu. 10 de ani, 100 de ani și așa mai departe. Merge mai departe. El și-a vândut PayPal-ul. L-a vândut la eBay cu 1,5 miliarde. Și-a făcut din asta, partea lui a fost 180 de milioane. Desigur că nu tot 1,5 miliarde lui, pentru că el mai avea în companie, în persoane care dețineau companie. Dar PayPal-ul lui a fost vânzarea 180 de milioane. Cu 180 de milioane, el a luat și-a deschis SpaceX-ul. Pentru că el s-o poate, că trebuie de făcut ca planeta sau societatea să fie multiplanetară. Cum credeți? Mai peste 20 de ani ați mai trăit pe altă planetă? Oamenii ați mai trăiesc pe altă planetă? După romanele fantastice e posibil. Hai zic că Zimul este așa un scriitor. Adică ei se îndeplinesc. Apropo, Elon Musk este foarte, a fost dezvoltat în mare parte de scriitorii ruși și de constructorii ruși. El foarte tare iubește limba rusă. El des voi răspunde pe Twitter în limba rusă și el a zis că el, cea mai importantă persoană din istorie care el s-o poate, este Caraliov, care a inventat rachetele care până acum ele zboară, Soyuz-urile.
o invenție care 60 de ani în urmă, asta și este problema în genul spațial, care el a văzut problema și el nu se jeluie pe lume, că nu-mi place asta, cum place. El a văzut problema, a rezolvat problema și face bani din problema. Simplu, frumos, liniștit. Și nu se jeluie și nu țipă în gura mare. El e și face. Strani persoane pentru noi acum, de exemplu. Pentru că moldovanul și fac. Moldovanul se dai jeluie. Dar nu toți, desigur că nu toți. Nu poți spui despre toți același lucru. Și el, de exemplu, spune Caraliov, pentru că asta e o persoană extraordinară, cea mai bună, cea mai interesantă și cea mai importantă persoană din istorie, care a adus omul pe altul planet. Cineva o să s-o gândit când a dat întrebarea că da, poate să fie pe altul planet, poate n-a să fie pe altul planet. Uitați-vă care este logica. Dumneavoastră, dacă vreți să vă întrebi cineva în 1400, dacă lumea să trăiască, de exemplu, când s-a dus Columb, pentru descoperit ce și-a descoperit, dacă cineva să întrebi acolo să trăiască cineva, puteți să unde să trăiești acolo? Acolo n-ai întrebi, acolo sunt numai nebuni, oameni aborigeni, indieni. Acolo n-ai și trăi, acolo nu civilizați, acolo trebuie să te duci să construiești. Și că atunci lumea se gândește că America nu este trăibă, nu poți trăiești acolo, asta e imposibil să trăiești în America. Și America nu e locul în care noi trebuie să vrem să trăim. Și așteptăm green card-ul și el ar putea și odată să câștigăm poate odată și odată. Poate am vrut ne americani, că green card-ul ăsta nici ne-am înțeles, este pur și simplu o loterie. Poate ne-am prinit, poate măcar pe unul dintre noi. Așa că dacă spune că noastră trăiască lumea pe altă planetă, nu, nu știu. Evoluția arată alea calciu, pe umanitatea să vrem să trăim, exemplu, Mars. Sau pe lungă. Să ai un bici în lungă. Să faci o vinărie pe lungă. Da? O viță de vii pe lungă. Strani idei, așa? Deci și nu. Bine, mergem mai departe. SpaceX-ul ce este așa de important? Uitați-vă o idee care puteți folosi și desigur și în trading. Când vedeți că o tranzacție, de exemplu, poate și nu merge bine, care e cel mai important lucru să faceți? Ce trebuie făcut când tranzacția nu merge bine? Să nu panichez. Să nu panichez, ok, da. Dar să deam când el s-a caprins, când trebuie să panichez, când faci cursii, să deschizi mai mult, să faci tot timp. Când tranzacția deam se închisă și vezi când ceva nu se primește, trebuie să faci ceva, nu? Analiza tranzacției. Analiza tranzacțiilor. Deci că trebuie să o faci în fiecare vineri, dar mai ales atunci când ceva nu se primește, sau s-o coți când nu se primește. El a făcut, el mereu face analiza domeniului. Ce nu se primește în domeniu? Ce domeniu nu merge? Și s-o puteți că mașinile electrice sunt inventate în 2000, secolul 21. Mașina electrică a fost inventată după 4 ani de când Ford a inventat motorul cu diesel. Aluia, bun, Ford Teo. După 4 ani a fost inventată mașina electrică care merge după electricitate. Tesla a inventat-o, pentru că Tesla era în perioada și ea. Unica problemă că atunci special a fost oprită. Nu este combinat de smiză electricitate, e pe lipsă. Petrolul? O, da. Petrolul poți să-l vinzi și prețul extraordinar. Baterii nu se producție. Desigur, da, bateriile erau slabe. Oraș se producție așa, dar ca și acum tare mult nu. Nu uitați, dacă sunt o mașină care e merge... Tehnologie plicului, un cât de cât mai ieși o leacă din oraș. Dar atunci nu era așa. Deja independență de oraș. Da. Uitați-vă, dacă să luăm mașinile cu dieselul, nu știu, merg mai mult, eu știu că merg 600-700 km, să ai așa un rezervor mare de vreo 50-60 de litri și nu toate mașinile merg așa. De exemplu, mașinile de la Tesla merg de la 450 până la 850 km. Nu, asta ești din oraș. Asta ești din oraș și parcurge o pătrime din Europa, dacă vrei. Adică, da, aveți dreptate, atunci nu erau tehnologiile, noi de-am sunt tehnologiile, avem o leagă altceva. Dar este ideea că nu sunt lucruri noi, ca și în tranzacționare. Nimic nu e nou. Trebuie pur și simplu de văzut unii greșeala, de o corectată că și atunci. Greșeala și era atunci. Mașinile nu aveau baterii puternice. Nu puteai să mergi departe. Nu era interesant așa. Înseamnă că trebuie greșeala de restabilit. Să faci baterii puternice, să faci acum mașini. Și ce a făcut și el. El nu este fondatorul companiei Tesla, nici pe departe. El nu cum. Am noi nu uitați să o putem când auzim Tesla, auzim Musk. Nu. Tesla a fost fondată de doi și spunem așa, mecanici, foarte talentați, care s-au putut mașini electrice viitor. El pur și simplu a venit, după un an de fondare, a investit al lui 180 de milioane și a spus că trebuie să arăți frumoasă. Și amuși vă spun de ce frumoasă. Amuși ați vedeți, el de timp a spus că el vrea mașini lui să arăți sex, să arăți dorite. De ce așa l-a făcut? Model S, model 3, el nu era E, model E nu puteți spune, deci X-ul este și model Y. Este model S, Y, X și 3, îl să putem ca el special o denumit mașinii lui ca să facă. Vedeți, este o personalitate care el vrea, el face.
El spune, el așa vrea. Ce ne interesează pe noi? Ne interesează pe noi și noi nu știu, discutăm în personale despre faptul că el câteodată vrea să guverneze ceva și aici nouă ni se pare că e special, bă, și pe alții în eroare. Și asta ne se pare și la Comisia Internaționale și Naționale din Statele Unite. Nu știu, el degeaba a primit ștrafuri de 60 de milioane și 40 de milioane și a fost dat afară de la director, că el nu este director. De asta este pur și simplu unul din proprietarii. Și directorul pe idei. El este directorul pe idei și unul din fondatori. Și are multe acțiuni. Dar Tesla a fost dat, da, Musk a fost dat afară de la directoratul pe Tesla. El n-are voie să fie. A fost impus companie. Ori el dați afară, ori falimentați. Și că mai departe noi discutăm despre cei ce au făcut el Musk și cum el lucrează. Și mai ales noi uităm, lucrează cu Twitter-ul. El nu lucrează cu altul, el lucrează cu Twitter-ul. Așa că, când auziți că noi spunem despre toate lucrurile care le postează, nu uitați că mai avem și acțiunile la Twitter care tranzacționăm. De atât timp când lucrul este un popular, Twitter este popular din cauza lui Musk, nu credeți? Trebuie să așteaptă. Câți au instalat Twitter din cauza lui Musk și al lui Trump? Eu tot am instalat numai din cauza. Eu nu mă uit la nici, eu am numai Musk și Trump. Și mă uit din când cât ce mai postează ei de dimineață. Numai din cauza lor. Și eu sunt sigur că încă de 20 de ani mi-a făcut așa. Înseamnă că acțiunea Twitter și-a făcut cresc și-a crescut și vor crește. Pentru că Twitter-ul este locul în care oamenii influență își pot arăta influență. Trecem mai departe la partea cu Twitter-ul. Așa. Înainte de a începe cu partea Twitter-ul, noi mai vreau să fie foarte cald în sală, vreau să ziceam, dacă îmi permiți. Noi aveam două variante la început, ori aveam emoții, ori e foarte cald aici. Cu emoții, clar, nu aveam, deci e cald. Deci, dar să începem cu partea cu Twitter. Deci, Elon Musk, da? Cunoaștem tot că este cofondatorul Tesla. Ce a făcut el? Deci, într-o postare a sa de Twitter, a postat pentru că el a scris că acțiunile de la Tesla sunt costă prea mult, adică ele nu-și merită valoare, adică sunt supraevaluate. Și haideți să vedem care a fost acțiunea aceasta de piață și cum a influențat acest tweet. Ca să înțelegeți, la deschiderea pieței, după ce a fost postat tweet-ul, a fost scădere foarte mare pe piața următoare oră. Ca până la închiderea pieței să ajungă la o diferență de 7%. Ca să înțelegeți un simplu tweet, adică cum a putut Musk, pentru o singură postare, să manipuleze așa de tare piața. Ca să înțelegeți, uitați-vă, deci avem Tesla, stock price is too high, da? Adică este prea înaltă și este adică prea mult costă și uitați-vă acțiunea pe piață. Deci, tweet-ul a fost pe 1 mai și acțiunea pe piață. Vedeți dacă cădere într-o perioadă foarte scurtă, ca după o perioadă să se stabilească puțin, dar nu s-a restabilit în total mediu. Deci ce se întâmplă asta? Deci când apare noutate, ce se întâmplă pe piață? Ce se întâmplă pe piață când apare o noutate care e detaliu? Efect de joc. Panică. Ce se întâmplă? Panică. Este un efect lumea vieții și deschide tranzacții. Eu am văzut ceva, am făcut un analiz și am deschis tranzacții. Ori că e buyer fix, ori că nu contează. Aici am lumea de sell. Deci, e un efect puternic și o mișcare foarte puternică, dar noi știm că după ce orice e impus, după asta are loc o mică corecție. Păi a fost un impact foarte puternic, care a fost o scădere colosală pe piață de 12%, ca după o mică corecție, ca până la închiderea pieței să restabilească undeva cu 7% diferență de ziua, de când, adică de dimineață când s-a deschis piața, ca să înțelegeți un simplu tweet ce putere are pe piață. Mai departe, ce alte exemple? Dacă o pauză să-mi permiți, da. Eu vreau deodată să-l luați Musk nu întreg la cap. Imaginați-vă situația, poftim? Știam tot. Imaginați, ok, poate prin punctul meu de vedere, dar imaginați-vă situația când directorul la Franzeluța știe că la Franzeluța nu merge bine treburile, spune că Franzeluța costă prea mult, este prea bine situația la Franzeluța. Musk face desigur cu un anumit scop. El știe că să fie descreștri, dar când este descreștri, poți să iei tramplin și te duci mai departe în sus. Ca să înțelegem el din punct de vedere, dar el pare stranii, dar orice om care e stranii, asta înseamnă că el e mai... noi îl înțelegem ca stranii, dar el e la un alt nivel, da? Ori e nivel mai sus, ca noi ori mai jos, dar el, Musk, vă dați seama că e un nivel mai înalt.
Mai departe, dacă ați auzit despre Dogecoin, da? Despre această criptovalută, cred că a fost populară pe tot, de toate rețelele socializare, unii mă întoarce, ați văzut această criptovalută. Am dreptate? Sau nu ați auzit? Tot e criptovalută, până la urmă asta se înseamnă Bitcoin-ul și influența care a avut o mască asupra lui. Cum îmi dăm seama că mască e om chiar straniu, pe lângă că a făcut modelele astea sexy la mașinile sale, a zis și numele la copiii săi cum e, da? XAE 12 cu cifre romane combinate acolo, parcă l-au criptat. Așa, mai departe, despre Dogecoin, da? Este un criptovalut care este bazat pe meme, adică a fost făcut la început fondator n-a avut ca un scop, adică a făcut o criptovalut, dar cu timp aceasta a căpătat o popularitate foarte mare în rândul oamenilor, da? Elon Musk a făcut un tweet care a influențat foarte mult această valută și așa vedem graficile că era o linie continuă, adică nici nu se auzea de ea, nu era deloc în centru atenției. Această persoană care are în prezent are o putere de a manipula piața, adică poți să zici cu Twitter-ul sau el poate manipula piața, dar poate să decide ceva în ea. La fel, exemplu, la Snoop Dogg și Jim Simons. Tot a fost apariția de socializare, anumite tweet-uri și acesta s-a reflectat asupra acestei criptovalute. Ca să înțelegi, au avut o creștere de 50% în decurs de câteva ore de postare. Nu, el această valută, mai în decurs sau mai mult timp, a avut mai multe postări, dar efectul deja s-a restabilit când a fost ultima scătură. Așa. Deci, asta este primul. Eu nu poate glumeți, eu cred că parcă se observă prin, dacă ați urmărit activitatea sa pe Twitter oficial. Dar asta a dus luni, el oficial, asta e pe mine? One word, două, la fel. Un simplu comentariu. Eu am impresia să te stă într-o parte și așa, ce crește mai pe piață? Ok, doi. Și cam așa se întâmplă. Deci, pe stranitatea lui, unele persoane, adică poți să nu să profiți, dar da, profiți. Pentru că dacă îl urmărești și prin stranitățile lui și glume și dacă le înțelegi corect, asta contează foarte mult. Informația este, dar de multe ori informația, dacă e înțeleasă greșit, păi atunci aduce un efect opus la ceea ce a postat el, care aici acționează mai mult efectul de turmă, da? Marea parte a populației, cum am înțeles, așa și decurge. Deci, dacă știți cazul cu YouSignal, cunoaște cineva de compania Signal, păi acolo a fost situația, cu această companie, el a pus YouSignal, asta este ca un fel de messenger, și populația a înțeles puțin greșit și a investit bani în alte companii. Și ca să înțelegeți, El a avut în vedere pur și simplu să folosească această platformă și oamenii au înțeles că a fost ca un semnal de investiții. Și ca să înțelegeți, au crescut foarte mult în acea zi acțiuni în această companie. Era o idee că s-a spus Signalul platformei de comunicare, adică Twitter, Facebook și așa mai departe. Ideea a fost că a fost blocat. A fost blocat de libertatea cuvântului și trebuie de atunci, de acum pe Twitter, vreau să duc pe Twitter, pentru că în orice moment poate să-ți blochezi, dar în America să-ți blochezi cuvântul, asta e strașnic. Asta e una din lucrurile lor esențiale, să poată să-și expună părerea liber. Să nu că la noi, că poate închid extrem. Signal este o companie ca Facebook-ul, doar că nu are acțiuni publice. Nu poți să o cumperi pur și simplu intrând pe piață și să o cumperi. Și mai este încă un Signal, și ești de numire, care se ocupă cu farmaceutica. Vine în altă parte. Lumea nu a înțeles. Lumea nici nu vrea să înțeleagă. Lumea are picior, a văzut tweet-ul, m-am dus pe piață, am găsit ce este cu Signal și am cumpărat. Crește de 1600%. Mă încuiți proprietarii la Signal? Ce se întâmplă? Parcă n-am vândut nic, parcă n-am făcut nic. Și când vă luăm de 1,6 ori crescut compania, deci 16 ori crescut companiei. De la 1 miliard undeva aproximativ la 16,7 miliarde. 15 miliarde pur și simplu e ca așa. Într-o zi. A fost efectul că oamenii au înțeles corect. Și acum deja o să fie și clar de ce e Alibas și tot așa. Toate denumiri care se aseamnă. Pentru că asta duce în eroare, da? Dacă îmi duce, poți duce. Asta așa acționează noutățile. Dacă nu este interpretat corect, păi așa, e oricum o influență pe piața. E important noi să înțelegem cum el influențează. Dacă am fix cazul ăsta sau ce?
Ce-i preocupat asta? Ce părere aveți despre ea? Dogecoin de pe sau ce? Ce-i cu asta? Nu știu de tot. Așa să rămâne ce găsesc. 2024. Deci, este spiritul care tot ajută. Ajută creierul. Adică el încetișor, încetișor influențează, da? Pentru că omul, când o să vadă că așa o persoană de o tare mondială, când postează noi ceva, el cere bani, încredere, da? Pentru a investi. Și asta și cripto. Criptovalute, de ce depinde? De capitalizare care au, corect? Asta e cum să o cumpără. Da. Este, evidența ce scrie People's Crypto, criptomoneta oamenilor simpli. În, asta nu e ca la noi, în Statele Unite, cine are Bitcoin și cumpără Bitcoin și vinde și așa lucrează cu dânsii, s-o poate că ești miliarder sau milionier care pur și simplu tu dai niște mite sau tu acolo ai cumpărat o companie sau ai vândut o companie și vrei să nu se, să nu se vadă toate treburile astea. Pentru că prin, cu ajutorul Bitcoin-ului tu poți să faci niște transferuri bancare, transferuri monetare absolut fără niciun fel de posibilitate de a urmări. Dogecoin a fost încercat de Elon Musk, făcut ca valuta națională a oamenilor simple. Pentru că este foarte ieftină, care orice om simplu muritor își poate permite, dar Bitcoin-ul de-a costă 50.000, asta nu chiar orice muritor simplu poate și permite așa. Deci ești în scrisă, People's Crypto, popular. Sau o poporului, moneda crypto un poporului. Ai găsit să nu ca Bitcoin-ul. El acum costă 0.306. Dolari. Dar posibil, pentru că, apropo, Bitcoin tot costa 0.301. Costa un cent. Asta am să zic, dacă eram în 2009 acum și duceam în masterclass-ul și era despre Bitcoin. Și-a părea să-l arătea întrebarea despre examen. Cum credeți, cum am să fie? Puteai tradițional, pentru că puteai să-l pune să plătea și eu. Era un mișin. Da. Ce? Bitcoin? Da, eu nu am ajuns din prima de bursă. Eu știu că mi-a fost 400 de dolari. Eu cunosc personală o persoană care în 2009 am vrut să investească 300 de dolari în Bitcoin. Pur și simplu că au văzut că este nou pe piață și au văzut influența ceva era nou acum, criptovalute, monede digitale, virtuale. Nu, atunci încă nu era așa de cunoscută tehnologia asta de blockchain și tot așa. Dar imaginați, atunci era, când am vrut să-l procur, era 0.335. Nu puteți să-l procure, atunci atât și eu și-au investiat. Minau. Da. Tu ești acolo, fă și eu. Stați un pic, dacă îmi minezi Bitcoin-ul, înseamnă că tu poți să investești în el ca să-l deții, corect? Pe urmă. Pentru ce-l minezi? Păi, dar tu dacă îl minezi, înseamnă că trebuie să ai o sursă de acolo. Ideea era, pe urmă de-am deja e sursă. Ideea este ce? Pe timp este o evoluție în ideea. Da, foarte. Așa. Ce mai urmează câteva? Twitter, tot e legat de Dogecoin. El chiar popularizează și-o popularizează și îi crește de... Deci am unica, dacă îți o dată în urmă, deci era un tweet, e că dacă vedeți aici, din central, și scrie că am cumpărat niște Dogecoin-uri pentru micul X, adică ultimul copilaj al lui, chelare 6 copii. Am cumpărat pentru des și el să devină un tot del codre. Tot del codre era asta, e un, o expresie americană, asta pentru persoane care cumpără ceva și țin cu ani și își măresc capitalul. E nu investitori într-un cuvânt sau altul. De ce, asta e important? Pentru că când un părinte cumpără pentru copilul lui ceva, absolut la un nivel primar, fără ca să te gândești, îți dai seama că un părinte când cumpără ceva pentru copilul, el cumpără numai lucruri și ce mai bune. N-ați cumpăr pentru copilul tău ceva rău. Și asta a acționat psihic asupra oamenilor, că automat s-au gândit că asta e ceva bun. Influență psihologică din partea lui Elon Musk. El știe ce înseamnă psihologie. 100%. Și încă ceva important. V-ați observat datele, da? 2019. 2020. Ce avem aici? 2021. Observați-vă evoluția asta acest tip, da? Independență, cum a evoluat el, pentru că la început nu avea așa o putere pe piață, da? Dar cum a ajuns acum, mai ales când a fost cel mai bogat om din jos, numărul 1, da, deja gata, deja toată atenția asupra lui. Vedeți, atunci a fost, dar a fost ceva mici, deci cred că încă dacă a fost pe piață. Dar deja titlurile care au fost acum recent postate, deja nu știu să vedeți care a fost influența pe piață. Adică, deja cum a crescut el, așa și influența postărilor sale. Nu deja aici este clară situația, Musk, Simons
Deja am făcut și restea poluri sau cum se... Alegeri. Sondaje. Au făcut sondaje, diferite sondaje, dar ele parte un simplu sondaj că dai unul sau doi sau alegi. Da, dar acest sondaj influențează la nivel mental, la populație. Pentru că te uiți, uite câți oameni au acceptat asta. Și mai ales când cunoști cum acționează efectul ăsta pe piață din start. Ok, înseamnă că investesc acum în locul corect. Și așa, au efect. Sondajul 2.400.000 de oameni. În 2.000 de ani. Asta nu sunt sondajul de 100.000 de oameni, dar din 2.000 la parte de milioane. Asta numai care au... Revotat. Care au văzut. Dar mai sunt care au scris. Nu m-a scurt, aha, ok. Aici a fost, aici a postat și cum s-a folosit. Instrucțiunile cum s-au folosit. Așa, și graficul. Cum este graficul? Foarte drăguț. Eu, februarie, au crescut cel mai mult. Asta este moartea pentru un instrument. Vine asta, fără că este mine, asta înseamnă că nu explicați nimic care cumpră și nimic. Asta e o linie mortală pentru orice instrument. Dacă e așa linie observată pe un instrument, ar înțeles că ăștia nu sunt cumpărători și vânzători. El nu se mișcă nici în sus, nici în jos. Și că numai când se începe ca așa lucru, asta înseamnă că de acum instrumentul este cu adevărat volatil. De ce sistem nu trebuie în viață? Ia, în acest domeniu, de ce sistem trebuie? Stai piața pe loc. Corect. Dacă e așa ceva, atunci intră pe loc în panică. Trebuie adevărat. Aici intră în panică. Dacă nu este volatilitate pe piață, ar trebui să o oportunități. Și că aici deja a fost postarea, creșterea puternică, și la urmă, când o creștere puternică, crescă în 2000 de corecție, și după asta, după mica corecție, frumos, efectul de turmă, își are mai departe. După aia așa, asta, asta contează. Pentru că aici a fost impuls puternic, după asta piața a făcut și-a luat pauză și a început și o mișcare de creștere. Noi deja acolo am luat și o tendință. Așa, despre Bitcoin. Moneda cea mai de top în ultimii, cred că, 12-13 ani. Deci. Cum credeți că am învățat cu masca aceasta? Nu cred că toți ați fați uitat graficul de la Bitcoin. 5% din viză? 5% din viză? Noi mai tare impact cifre. Bani, cât bani. Ah. E la 34.000 până la 42.000. 12.000 de bucks într-o zi prețul a crescut numai din cauza că l-a pus un hashtag. Și a scris ceva. Era chiar o glumă rușii, spuneau că pune te rog frumos hashtag rud. Te rog frumos. Deci, în 50 sunt Bitcoin. Deci, Bitcoin este o lume sigură. Ce mai avem aici? Asta, ce înțelegeți prin acest lucru? Da, aici e mai mult. Acum, o monedă duce altă? Cum? O monedă controlează altul. O monedă ca să controleze trei monede. Monedele, criptomonedele sunt aproximativ la momentul actual 3.000 de criptomonede. Oricine din sala asta poate să-și facă criptomoneda cu lui, dar mai ales așa am înțeles după atunci, după momentul când Buzov o să fie monedă. Dacă și Buzov a făcut moneda ei, înseamnă că oricine poate să-și facă moneda lui. Bani trebuie să aibă, că este o anumită capitalizare inițială, și procedeul de deschiderea unui Bitcoin. Da, a unei criptomonede. Da, este una care se controlează TER. Pentru că dacă crește Bitcoinul, crește TER. Dacă scade Bitcoinul, scade aproximativ TER. Și ești legat de criptomonede. Dacă este un instrument care poate să controleze toate instrumentele, apoi care deschide și, să spunem, vorbe sunt una, o monedă care controlează absolut toate monedele. Din ce cauza asta se întâmplă? Pentru că datorită posibilităților pe care oferă Bitcoin la nivel global. Cunoașteți de cât de rapid se desfășoară tranzacțiile. Da? Adică cât de ușor este să achizi cu Bitcoin. Și o mare parte din companii deja au permis ca să totul, Tesla, au permis ca să poți procura mașini cu Bitcoin. Da? Și multe alte companii permit utilizarea Bitcoinului deja ca o monedă. Unele bănci. Că mare parte din băieți deja permit asta. Din ce cauză? Pentru că e mai ușor ca să monitorizezi
Adică oricum ea nu este monitorizată, dar oricum volumul de tranzacții este cunoscut. Și asta e foarte bine, pentru că dacă nu poți să conduci, înseamnă că trebuie să dormiți ca să conduci. Ca să cunoști ce se întâmplă. De ce Bitcoin este atât de utilizat la nivel global? Pentru că permite foarte multe tranzacții și este permisă un volum nelimitat. Și nu este nevoie de date personale nimic pentru a face tranzacții în orice colț al globului. Pentru asta este folosit și un Bitcoin. Tare mult, că tare numărul de implementat la marca Bitcoin. Numai că după ce faci aia care direnie, care picăți în parte Bitcoin, acolo nu foarte mare ce fără. Cum funcționează Bitcoin la nivel global? La Bitcoin se împarte pe câteva cifre intre. Pe câteva cifre? Da, dar este la cifra totală a Bitcoin-ului, el e ograniciată. Cum funcționează așa la Bitcoin la nivel global? Adică, cum el funcționează dacă desfășori tranzacții? În spatele la Bitcoin stau numere prime. Nu, atunci nu ne aprofundăm în asta, dar este ceva foarte criptat, adică merge operațiile numai într-o direcție. Înapoi nu merge, de asta și dacă faci o tranzacție greșit, anonim, mai uitat de ea. De asta și se ridică de 10 ori codul. Și sunt formate din tehnologia blockchain, dacă ați auzit. Da? Asta anumite blocuri îți păstrează informația și toată informația când faci o tranzacție se transmite pe toate calculatoare. Și pentru că dacă vrei să faci, de ce zici că e sigur? Pentru că trebuie să le spargi pe toate odată ca să poți distruge acest sistem. Ceea ce este imposibil, adică este posibil, dar nu sunt așa calculatoare și te concentrezi toate într-un punct. Chiar dacă toți IT-șnici ar face un pact. Adică asta este. Asta și era ideea, că poți fi care. Ok. Investitul filtru. Hashtag Bitcoin. Și acolo să dăm grafic influența lui. Și aici avem și este ceva ineditabil. Ca să înțelegeți, un tweet a fost făcut în 2009 și aici a fost spus că acum în prezent este ceva ineditabil. Ca să înțelegeți când el așa. Deci avem aici. În timp ce acesta se luptă cu se cască producția modelului 3, da? Deci respectă termenile limite, adică ce se întâmplă și compania. Era pe pragul de a da faliment. Și dacă ne uităm atent la dată, când a fost postat acest tweet, da? Ce ne zice această dată? 1 aprilie. Ziua plumilor. Ziua plumilor. Masca are simțul umorului, de la asta poate. Ce-a făcut? Cu 2 e aprilie. Poftim? Cu 2 e aprilie. Da. Poate că printre eu, știu, glumit dacă doar e prescris. Stai ce fost tare interesant. Pe aproximativ cu 20 de înainte de un aprilie, a fost extras înapoi de la cumpărători sub 50.000 de mașini Tesla pentru o anumită greșeală din producere. Și asta era desigur că foarte rău pentru Tesla. Și Musk? Nu, Musk e glumeț. De un aprilie de timp trebuie ceva să facă. El cu putea că a fotografie asta și scrie că el era, a fost găsit mort, Musk, lângă un model 3, care îți vede cum el șede în jurul lui a stick de Tesla Kilo, dacă știți, este Kilo făcută de Tesla, și așa emoțional spune că gata, Tesla este bancrot. E ca pentru așa știe, de partea lui, el a fost dat afară de la director ca Tesla. Pentru că SEC, Comisia Națională a Statelor Unite ale Americii pentru, pentru bursă, spunem așa, pentru care controlează bursa, să fie tot corect pe bursă, așa ceva nu înțelege sau nu trebuie, înțelege că nu trebuie să fie așa ceva. Pentru că el, pe adevărat, în așa caz, cu simplu, controlează piața. El controlează tranzacțiile de vânzare pe Tesla. Americanii s-o pot ca cea mai mare crimă posibilă când controlează. Cea mai mare crimă este ca tare frauda de bani, spălare de bani și narcotice. Dacă în America. În America pot să omori un om și n-ați dăieșe de mulți ani de închisoare cât pentru ca să face ca și ceva. Pentru că lor atare, mă primit, place când este fraudă de bani. De ce este s-o putea fraudă de bani? Pentru că un Musk simplu putea special să-și dea acțiunile din jos, că după asta să cumpere încă vreo 10.000 de acțiuni de la preț căzut și să facă bani pe asta. Adică dacă este persoana care poate să guverneze prețul, el poate să facă așa preț să fie mai ieftin și să cumpere la mai ieftin. Sau tamana în momentul când el scoate tweet-ul să înceapă vânzarea acțiunilor în țară.
Dacă pot să guvernez, imaginați-vă, aveți puterea astăzi faci așa ca eurodolarul după în jos. Și nu garantează gândirea la zic că eu am scos toți banii de Bitcoin și mai pot să fie Ethereum. Stop plus. Foarte lucru. Și ne-a dodit. Și ne-a dodit. Așa că dacă el își poate lua câteva miliarde de dolari, asta e pișind. Problema este că el se influențează masele. Dar masele se influențează mult mai ușor spre cumpărare câteodată, decât spre vânzare. Dar n-a să fac asta pentru că el crede în Bitcoin. El cu adevărat crede în Bitcoin și gen de tot ce legat de criptomonede și de lucruri noi. El nu crede în aur și el nu crede în dolar american. Cred că puțin e miliardar care nu crede în asta. Așa că el n-a să fac. Să mai vedeți ce au făcut. Da, da. O scos și s-o devalorizat de tăt lira și până o cumpărat. Deci ești a fost făcut pe ștani în Ungrată. Te-ai născut în Marea Britanie și știi câți bani să pună prin noi, nu-i mai poți întoarce acolo. Da. Zatom bun, da. În schimb, a făcut miliarde. Eu știu, tot are miliarde. Cu persoană. Gluma e... Dacă poți face bani așa. E ca el e comedian, da, e? Da, e comedian cu bani, asta e. Da, 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 ca să înțelegeți, Elon Musk, prezent, am vorbit despre SEC, care este organizat, care a apărut după anul 1980, după Marea Depresiune, care reglementează că să nu fie manipularea pieței, dar din anumite persoane care au această putere, el dacă vreți să facă un tweet, el, dacă e legat, un simplu tweet, asta e ok. Dar dacă ar putea să aibă urme financiare, adică să implice anumite decizii sau date care ar putea influența piața, păi aceste tweet-uri ar trebui să fie verificate de un avocat care are puternicirea ca să-i permită să-l posteze. Ca să înțelegi ce este limitat. De asta și unele tweet-uri care au fost cu anumit conținut economic, păi el a fost amendat din cauza asta. Pentru că a încălcat niște reglementări. Așa, mai departe. Aici, influența care a avut în piață. Legat de Model 3? Nu, legat de 1 aprilie, Musk. Deci se observă foarte bine această tendință pe piață. Așa, ce s-a întâmplat aici? O mașină, de asta cunoaștem toți că este vestită și prin modul autopilot, adică cum își poate conduce, adică să fie condus în independență de liniile care sunt pe asfalt și tot așa, nu pe deală. Dar nu s-a închis și roțile. Dar nu s-a închis și roțile, de spun că la noi mașina vie se împarte în două. Se va vie și nu, dacă nu vie linia, nu ești. El are, el controlează. În Moldova e nasca. Scuperi mașină și să nu zică orice. Așa, ce am fost aici? Aici o mașină Tesla a ieșit din modul ăsta autopilot, adică dacă a avut un bug și a lovit un fire truck. Și datorită acesta, acestei acțiuni, deci a început iarăși efectul, pentru că se întâmplă ceva rău, am întotdeauna observ asta foarte bine, și acțiunile Tesla au scăzut. Spun că asta e anti-reclamă. Nu, vedeți că și-a făcut el. Noi ne mai discutăm că ți-a faci Musk. Da, acțiunea a scăzut din cauza la știrea că e s-o tamponat într-o mașină de pompieri. Ok, Musk înapoi scrie. Bine, este foarte diversificată, știi, sunt foarte diversificate știrile economice și mai ales că faptul că dacă o nimerit el în accident, șoferul este cu pompierul, unica și s-a rupt el, s-a rupt gleznă. Dar nimeni nu atrage, și mai departe îmi scrie, nimeni nu atrage atenția la 40.000 de oameni morți în stat printre mieri și pe an, care miresc în accidente rutiere. Tăți au atras atenția la persoana care și-o gleznă și-o mirit într-o mașină de pompieri, dar la 40.000 de oameni morți pe an, nimeni nu atrage atenția. Și după asta, Tesla, mai departe, tot confirmă că lucrurile astea nu trebuie lăsate așa. Adică, ok, o mașină s-o tamponat, dar 40.000, dar și la oameni morți ce faci și puteși. Îi dăm deoparte. Și aia care este
efect pierde la știrea asta, da? Da, și asta că căderea iactă aproximativ asta și după și mask screen, acțiune pierzi pentru că mask a demonstrat că nu trebuie să fim chiar atent la un caz, când sunt foarte multe cazuri, mult mai complicate și mult mai grele. Și oricum el e asigurat, dar știu să e asigurat. Din ce punct de vedere e asigurat? Pentru cazul este, el s-a scos banii înapoi oricum. Da, da, e sigur. Este asigurat și pur și simplu mașina Tesla este cea mai sigură mașină acum care e în genere. În 2008 a fost mașina Tesla mașina anului, Model S-ul, și a fost declarat mașina anului în ultimii 70 de ani, din toate mașinile care s-au declarat mașina anului. În 2013 mașina anului a fost declarat Model X-ul, și plus, din punct de vedere al securității, mașinile Tesla, dacă ați văzut, poate știi, ele sunt la cele mai înalte caracteristici de siguranță. Dar văd cum scură Tesla foarte simplu. Ca și voi mașină. Fără ca să fără fereastră, fără nimic, pur și simplu deschizi ușa. Deci aici s-au gândit. Nu, dacă cheile sunt aproape de mașină, mașina e deschide singură. Și americanii au făcut un dista care mărește signalul de la telecomandă și pur și simplu ne la ușă de cu chestii care vede semnalul cel mai puternic și o deschis ușa și să pornești sus. Ce nu care parte s-a numărat aici? Negativ. Partea negativă, dar n-ați spus că, de exemplu, Tesla, partea asta, partea asta, partea asta, are așa porță, are... Eu știu eu am văzut, mi-e tare îmi place când ieșe de două mașini, dar atunci s-au ușit, e tare frumos, că așa am spus, că e frumos, e tare frumos, e tare frumos. Da, 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 e foarte, eu pur și simplu zic, ce ești evidență? Partea negativă. Nu... Nu, asta e ca o concluzie. Ca o concluzie, nu asta e cu altă sau ceva. Spune-mi că ce e mai sigur mașina asta... Da, dar faza e că el după altă n-a să ajungă cu Tesla. Dar ce este sigur în moment sau să o după ce? Păi corect, nu trebuie să aruncăm că gata asta. Nu, eu să spun oficial. Te pui mâna după cap și mergi ce orică, că te rog. Nu știu înțeles, să spun oficial după datele complete a celor mai importante comisii de siguranță dintre țările. Tesla este în topuri din cele mai sigure mașini. Dacă se numerește în accident, a fost 100% persoana? Nu. De exemplu, nu se fracturează mai tare decât cu o mașină simplă, nu știu, cu un Opel sau cu un Volkswagen. Eu știu asta în Volvo, ce timp eu a fost în Volvo. A fost. Volvo a fost dat frumos de Tesla. Puteți voi dați pe internet că nu mă spuneți, posibil. A, dar noi nici nu parem mai nici, dar faza e tare, că dacă Tesla nu e mașină sigură, ce mai zicem de Lada? Așa de puternic, că pe roță să-i client. Mă, vă, nu știu să-i client. Dar mai este Lada? Da. Să produc, trebuie să-i produc. Să-mi spun. Lada, spun. Trebuie să-mi spun. Nu, nu-și 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 Domnul, era considerat că merita să faci un... Tesla dorea ca să, adică Elon Musk dorea ca compania Tesla să treacă din companie publică în companie privată la prețul de $420. Cum credeți, ce influență a avut asta pe piață? Sus, toți vreau să investească. Deci, faci delimitare între companii private și companii publice care au acțiuni. Companii publice au acțiuni, companii private nu au acțiuni. Dar companii ies publică, pentru că ei ies publică. Să adune bani. Dacă el nu are bani, e personal, el vrea să adune bani. Dacă vrea să adune bani, să ai situația rău și ei trebuie bani. Sau credite. Dacă compania îți duce înapoi privată din publică, înseamnă că bani eu adunam atâta, tătă, ciotă, și ieșim să învăc banii noștri. Pentru că mai departe scrie bani în secured, adică bani noi avem. Și trebuie să uite dacă componenta s-a așa de bună și nu mai are nevoie de bani, s-a trebuit investit în trânsa, că e de-am gata, e proț, bine pus la punct. De ce ești? După asta am crescut. Asta e diferența între private și publice. Nu, da, din înțeles că se merită de... De cumpărat. Da, deci vedeți și pe grafic. Aici sus. Da, acolo sus. Așa, mai departe. După această noutate, după anumită perioadă, ce anunță Tesla? Anunță că, de fapt, rămâne o companie publică.
dacă rămâne o companie publică, asta ce înseamnă? Iarăși are putere pe piață. Adică are nevoie de ajutor, de susținere. Deci acesta este scriptul care a fost publicat. Și... Influența. Și dacă are nevoie de bani, înseamnă că ceva nu e ajunge, ceva mai trebuie. Și dacă ceva mai trebuie, înseamnă că compania nu merge bine. Dacă compania nu merge bine, a fost publicată aici sus și uite, mulțumesc. Plus, aici noi vedem diferența dintre Tesla și Musk. Musk spune una, Tesla poate spune cu totul altă, pentru că Musk nu mai guvernează Tesla. Iată, Musk spune că ei vreau să fie de-am private, dar Tesla spune că nu, până așa ceva nu spune, noi suntem mai departe publice, pentru că nu el e directorul nostru. El e pur și simplu o persoană care are foarte multe acțiuni. Și gata. Și mă faci cu serul de sub. Și-a făcut și bani. El face bani în iunie. El vara, în iulie, are 40 de miliarde. Cam unia, vara. Și la mâine are 200 de miliarde. Da, înapoi se duce. Tot din cauza la Tesla. Pentru că la Tesla, toți banii sunt Tesla, băgați. Practic, adică vreo 90%. Banii nu depind numai de Tesla. E crește, el să fie mai mare și mai mare miliardar. E așa 300 miliarde poate să lucru câți bani, dacă Tesla scade pe 1600. Dar dacă Tesla scade, și el scade în bani. Eu cred că Elon Musk deja nu mai pune nici amic de a face bani. Da, el nu mai face bani. Deja el are anumite scopuri care vrea să atingă. Și datorită că atinge aceste scopuri, banii vin de la sine. Deja la un așa nivel, de, pur și simplu la câți bani are, nu cred că mai are scopul să facă bani de fetele, pentru că este ceva de bine. Spune aici, ok? Adică când eram mai adolescent, el a făcut un experiment, omul a încercat să trăiască un dolar pe zi. Încercând asta, el a realizat că cu 30 dolari, pentru că eu îmi pot trăi, înseamnă că eu nu de mâncare să-mi doi. Și la asta a încercat să facă test, adică nu să o facă, să investească și să dați SpaceX și proiectul meu. Și tet era la patra rachetă. Dacă a patra rachetă n-ar izbucnească în aer, super mergi mai departe de un miliardar cu el în mână. Dacă izbucnească în aer, nici n-ar izbucnească în aer. Asta vezi să fie infinit. Și gata. Da, el e persoana care el nu-i trebuie ești bani pentru consum, pentru că el, de exemplu, la momentul de mult, a declarat că își vinde tet ce are pe planeta asta. Special ca să-și arăte ideile lui întărite, că el vrea să ducă scopul lui, unul din scopul lui este să moară pe planeta Roșie. El nu vrea să moară aici. El vrea să moară acolo. Și ar fi zanit dacă ar plura și racheta a venit oricum pe planeta. Nu i-o dat voi, nu i-o dat pași. Planeta o serie în afară. Nu știu, deja aici a mai fost o notație termen pasatului la voi, o să-l căutați și să vedeți, când a fost pus un tweet, dar deja nu o să găsiți pentru că a fost ștearsă, a fost impus să șteargă, dar pe toți. Când a fost... Nu, el a fost un post în anumită persoană care s-a implicat într-o faptă de voluntariat, a fost numit, care au ajutat niște copii, da? Și a fost numit Pedro Gai, da? Și din cauza acestui clip a căzut foarte mult acțiunea Tesla. Vă dați seama, o persoană de așa tare să-și permită, adică să scrie în așa fel, adică să insulte o persoană pe rețele sociale și asta tot e influențat, că o mare parte din investitori și-a pierdut încredere. Și de asta a scăzut o parte din acțiune. Și ca să scrie acolo pe Gai. Am vrut să pun tweet-ul pe el, nu, oricum voi să-l găsiți, nu o să-l găsiți tot ceam, pentru că șters. Dar prin poze se găsește, pentru că oamenii precis, când apare ceva, screenshot, salvat, să păstreze informații. Asta e ceva foarte... Odată pe internet, ești pe internet. Nici nu mi se pare pe internet. Cât de tare n-ați încercat să-ți spune, n-ați încercat să-ți spune. Continui mai tare. Da. Uitați-vă, ideea, e că chiar și același tweet care a făcut el față de asta, de ce a fost așa de mare rezonanță? Persoana asta era salvamar care a salvat nou copilaj dintr-o pieștere și el când a scris pe asta, a scris asta un supererou pentru tot lumea. Până în sfârșit, da, a avut pierdut și el ca reputație, a avut pierdut și companie ca reputație și încă și banii mai pierdut. Dar
au ajuns până la ședință, spunem asta, nu ședință, dar până la cazul unde... Uf! Sud, în Imbarus. Instanță. Câteodată vin cuvinte din Imbarus. Deci au ajuns în instanță și totdeauna au câștigat instanță. Până la sfârșit, el a câștigat instanță, a demonstrat că el nu a avut nimic rău ca tare în vedere, dar a câștigat. Mergem mai departe. Ce am putut să mai spun despre Elon Musk? Uitați-vă, avem câteva idei care trebuie să înțelegi un pic personalitatea lui. De ce noi avem nevoie de idei astea? Ca să înțelegem unde el a să ajungă să mai facă Twitter și unde să mai poate făcut bani pe Twitter de lui. În primul și în primul rând, primul instrument care îți faci acasă sau să-l faci, nu știu, după ce ați terminat practic, după ce ați terminat masterclass-ul, trebuie la practică organizată. A să fie să vă instalați Twitter, desigur. Asta nu este reclama Twitter-ului, asta este reclama să faceți dumneavoastră bani. Pentru că dacă să fiți mereu, în, să spunem așa, în tempou cu aceiași personalități cum ar fi și Elon Musk, pentru că nu numai Elon Musk controlează sau are bani mulți. Bezos, dacă faci hashtag Bitcoin și crezi că n-ați dus Bitcoin-ul sus, el tot are 180 miliarde, el tot poate să facă treabă. Sau dacă Amazon o să cumpere ca Tesla 1 miliard jumate de Bitcoin, de dolari, o să investească în Bitcoin. Tot o să facă rezonanță. Musk, pur și simplu, îi place să facă și vrei el. Nimeni din miliarder nu își permite așa ceva. Un miliarder câteodată nu își permite să-și cumpere o casă de 80 milioane pentru că sistemică să nu fie prosectat. Să nu fie, să nu-i deschidă un caz penal ceva. A Warren Buffett, el trăiește ca un semn. Da, sau Warren Buffett, care fiecare viață mănâncă McDonald's. Îmi place, el are 8 Coca-Cola, 8 sticky Coca-Cola. Dar știți ce? Eu sunt s-o fac că asta e secretul lui de... El tot a început treaba asta cu secret. Warren Buffett o personalitate absolut interesantă. Unica problemă că el nu știu mai... Spune că Warren Buffett este cel mai profitabil trader din istorie. Nici pe departe. La noi sunt profitabilitatea în oameni de oameni la 18-18%. El pur și simplu tranzacționează de 80 de ani. Deși e cel mai profitabil și are cel mai mulți bani. Procentul greu lucrează pentru dânsul. Warren Buffett bie Coca-Cola pentru că el deține 33% din Coca-Cola. Când el bie Coca-Cola, puteți uite la asta, șteți, o, se poate cumpra Coca-Cola. Warren Buffett mănâncă la McDonald's pentru că el deține 12% din McDonald's. Și când el îl vede cineva că vine la McDonald's, pentru că el se arată, el nu e persoană care se închide. El se arată public, el când spune la, el la interviu, spune că el în fiecare dimineață cu soția lui discută. Cum mă simt eu azi? Mi simțim mai bogat sau săraci? Dacă se simt săraci, acum mănânc pentru 2,35 baxuri. 35 de cenți. Dacă sunteți bogat, ar mănânc pentru 370. Dacă sunteți super bogat, ar mănânc pentru 5. Persoana care are 90 miliarde. Sunt el bogat, nu bogat, deci are 90 miliarde. Și a donat 46 de miliarde. Personalități extraordinare. 46 miliarde din nou pentru bani. În toată istoria. Maxim a donat posibil Rockefeller, John. Numai că el a donat niște milioane, dar milioane de atunci sunt miliarde de amuia care el a făcut niște fonduri extraordinare. Peste 400 de biblioteci în toată lumea deschis. John Rockefeller. Bine, despre mască înapoi. Uitați-vă ce mai facem cu mască. Ce am vrut să spun despre Bitcoin, este important un pic să ridicăm o leacă paranteza din punct de vedere a trăinii la Bitcoin, pentru că vreau să înțelegeți ce instrument este. Vreau să ieșiți cu niște cunoștințe, nu numai despre mască, cum analiza fundamentală, dar și o leacă tehnic să înțelegeți instrumentul dat. Bitcoinul nu a fost inventat pur și simplu, adică el a fost inventat ca o valută, dar așa mai mult de joacă atunci când cumpărau pizza, când au dat prima valoare la Bitcoin, dau 100 de Bitcoin, acela care nu duce nici pizza. Și așa s-a dat prima valoare în lume. Ok, asta a fost o joacă, mă sfârșit. Cineva a văzut instrumentul ăsta ca o oportunitate de a face un instrument care să locuiască nu dolarul american și nu nici o valută. Aurul să locuiască. Aur. De ce aur? Pentru că aurul s-o poate așa un instrument când situația este arhi complicată, politică și economică au și trebuie să facă. Trebuie să crească dacă situația e complicată. Ok, am mai uităm în carantină, aurul când s-a început carantină, totul scăzut. Și când bolul lumea s-a uit, așa s-a întâmplat, apel cu linii vreau să crească. Și sunt sigur că trebuie mulți oameni au făcut pentru bani din cauza asta. Da, el a crescut, să spunem, până la 2000, dar după ce a început să fac test creșterea, ca și petrolul a crescut la 10, ca și S&P a crescut la 2800 și așa mai departe. El trebuie taman să crească, dar nu a crescut, pentru că aur mai este și produs simplu, marfă. Dar când este interes pentru valută mare, sau chiar și aur fie, adică nu neapărat ca o, asta că se primește ca o evadare, adică dacă dolarul cade, adică gata, nu da. Duce. Asta în mijlocul momentului când tu ai bani, știi? În primul rând, și tu când poți face, adică, achiziția asta.
că dacă tu n-ai bani, și prin care te dă stau casă, n-au de gând să investească, mai treabă mai bun lângă dâns și banii să țină, să aibă mâini și lucru să mănânci. Dar nu-ți duc să cumpere și au și dolari și nu știu. Și îmi spari casă, deși am uietăți, postat și așteptat, că așteaptă, că asta e cum ar ști și o noutate. Stau și așteaptă, tăți, așteaptă noutate, adică în piață, stai și așteaptă. Păi de ce se zice că în carantină oamenii bogați devin și mai bogați, oamenii sărani devin și mai sărani? Atunci așteptă scade, nu a fost cu... Nu, pentru că oamenii care au bani investesc și fac profit din asta. La oamenii care nu au, ei mențin pe loc și încă cadă în jos. Asta e singur bazat răspuns, e pentru ce oamenii bogați. Da, și s-au bazat și, că e, spre exemplu, motorina, eu a scăzut. Eu a scăzut practic la zero, da? La 9 dolari. La 9 dolari. Asta era de așteptat. Nu e întrebat, a scăzut. Pe urmă, 8 oamenii au început să cercuri, e crește. Așa mare. Alu, totuși, deși eu spun că el nu este instrumentul, au însupat ca un instrument care, iarăși, poți să investești în plusul și el este contravalut, de exemplu. Adică aurul nu are inflație, aurul nu este ca o valută, aurul special este făcut ca tihăia gavă, în limba rusă, să spune. Acolo te poți, când stai în situația complicată, să te bagi în aur. Deci eu scăzut, problema este că o scăzut, el nu trebuie să scadă în primele, în luna februarie și în luna martie, el nu trebuie să scadă în așa situație. O scăzut din cauza că este și așa numită producerea aurului, sunt companii care produc aurul. Și ele tot au fost oprite de carantină și de lockdown. Și dacă ele s-o prite, apoi nu se mai produce aurul. Parcă ar trebui iarăși să scumpească, doar nu se produce ceva. Dar nu. Pur și simplu nimeni nu are nevoie de aur. Deși s-a fost inventat Bitcoin pe sfârșit, să fie așa un produs, așa un instrument financiar, care de dânsul nică să nu depinde. Dacă situația e complicată în lume, investești în Bitcoin. Dacă situația e bună în lume, îți vinzi Bitcoin și cumperi lucruri care cresc. Așa cum a fost și cu aurul. Aurul, deși așa s-a ridicat așa de bine și a scăzut așa de bine. Lumea, înainte de pandemie, știe ca să fie o criză. Nimeni nu știe ca să fie pandemie. Miliarderii din toată lumea de-am de 2 ani își vindeau tăci și avion. Deci și puteau să vină, tăci și trebuie de vândut. Lumea se face în cash, lumea bogată se face în cash. De ce? Ciclicitate. Istoria se repetă. Ultima criză, 2008. Criza la fiecare 8-10 ani. Trebuie să întâmple o criză. Nu poate să nu se întâmple o criză în lume la fiecare 8-10 ani. Asta e pur și simplu imposibil. Ultimii 100 de ani demonstrează la fiecare 80 ani stabil câte o criză puternică. Mai știu că și microcriză, dar criza este stabilă. Aurul, pe timp crește. Dacă mai în carantină, nu crește. Și asta era problema. Lumea vrea să caute un instrument care el știe că lucrează foarte bine atunci când ceilalți nu lucrează. Este diversificarea activilor. Când ceva crește, altceva scade. Când ceva crește de amașă, altceva scade. De timp trebuie să fie în regulă asta. Dar e ca în două luni, februarie și martie, tot a scăzut și nici nu crește. Și lumea a vrut să găsească instrument care totuși să-l facă așa, că el să crească atunci când îți scade. Și să scadă atunci când îți crește. Nu este Bitcoin idealul. Bitcoinul, pur și simplu, a vrut să fie făcut. Și el este în toate capacitățile, toate caracteristicile, același au, doar peste tot e mai mult. Poate fi frat. Foarte complicat. Absolut complicat și nu poate fi contrafăcut. Poate fi falsificat. Nu la nou te-ați spus că nu 200 de oameni s-au falsificat conturile cu Bitcoin. Nu, au fost furate conturile. Au fost falsificate cifrele, datele conturile. Nu, birjele au fost furate. Dar nu și Bitcoin au fost furate. Oricum, persoana a pierdut. El, dar o pierdut, așa spune. Bun, lasă și cum nu spune dumneavoastră, dar s-a pierdut? Da. Și tare mult. Ok. Conturile bancare pot fi contrafăcute, pot fi stricate și scos banii de dânsul. Spate tăi. Spate tăi, dacă conturile cu Bitcoin nu pot, nu pot scos de dânsul. Tu trebuie să furi contul, dar Bitcoin de dânsul nu pot să-i furi. Bun, dar moneda e ca să spun de aur, fixă și istoria. Aurul este aur. Dacă e atât, el e atât. Dar poți să-l furi de aur? Nu, aurul poate fi, poate fi scos din pământ. Este... Asta că-l scos, noi nu putem folosi de dânsul. Noi avem aur care noi putem să cumpărăm slitul. El nu și-o dat numai dispară. Tu ai atât, gata, el e atât. Da, dar la Bitcoin care îți spui ce îți pot folosi cineva de ei? Îți folosești, nu îți folosești, mie nu mă interesează. De la mine a dispărut, așa spune. Eu la mine am pierdut, eu am pierdut. Îți folosești cineva, nu îți folosești. Și care e ieșirea dumneavoastră din situație? Păi eu n-am ieșire, eu nu mai am. Nu știți așa este ideea că eu am găsit. La mine el a dispărut, el a fost. Este exemplu că eu am găsit o bancă care să-mi schidă depozit
Și banca asta a fost un escroc, banca escroc. Și ni s-au furat banii, adică ni s-au dispărut banii. Dar nu spun că banca este escroc, eu spun că domeniul bancar este escroc. Așa și așa acolo. A fost, sunt așa situația, a fost în care un site acumula bitcoinii la oameni, spunea că e ca țineți pe site-ul ăsta. Și la un moment dat s-a adevărat că este un escroc, care pur și simplu îi eliminea într-un cont care nimeni nu ar trebui să facă bani. Omul nu trebuie să ducă să-i lasă banii acolo unde nu este sigur. Bitcoinul se poate foarte ușor pus pe o flășcă. Dar e că flășca și e nimeni să-mi poate ții fure. Numai că tu scuri flășca. Părere mie că noi suntem din Soyuz, noi am trecut pe DMR. Noi știm ce înseamnă... Piramide. Da, care poate să dispară peste noapte. Dar tare noi știm ce înseamnă aur, nu au peste care nu o tradiționăm, dar aur care este cosa grasă. Care tu ești asigurat pe vieși că el iese și la tine, și la copiii tăi, și că ieși, o folosești, cu banii ăștia și-l garantat. Deci asta și ideea Mascului că el a intrat în piață, a făcut ruble, i-a mulțit și-a investit. Asta că el spune că a vândut tăiat și a spus, nu știu cum el are acolo investit și nu se știe cât e bine și are el cu aur acolo băgat. Nu, ok, și dacă spune noapte aurul din asta, e 10 dolari. E că l-ați cumpărat cu 2010. Da, aveți! Uite, știm. Uite, aurul nu e picioar în stomac. Aurul, de ce mă e tăiat așa, e contra domară. Timp de război, oricum aurul se ridică. Și am mai de la Franciile de spate. Da, o să nu faci mai așa bagă. Au vrut să tăie, dar am timp de război să ridic. Și că tamam la moia când era război economic, s-a spus un fel de cataclism economic, deși au toți credit la el să ridică. Ea că tot trebuie să nu se folosește. Nu mai nu se folosește. Iau. Da, e închis te. Tot închis, nu mai nu se folosește. Dacă spuneți, mi-a spus că nu se folosește aura, atunci el de-aș prieteni. Aura s-o folose? Nu. Este sumența care este folosită. Oamenii nu s-o folose. Noi, oamenii nu ne-am folosit. Noi n-am putut să așa nimic. Deci o fost lucrat să fie așa. Stau pe la casa des, așa? Da. Păi înapoi că o stau. Nu, că... Nu l-am folosit. Eu am stat în care timp, băiat, eu n-am folosit nimic. Uite, n-ați două. Vei folosit aurul peste tot. Pentru că aura are flexibilitate extraordinară și o conducere la fel. Că tare aurul era scump, pe unul el a scăzut, pe unul la nivelul cum a scăzut, s-a ridicat ideea că rușul a început pe dânsul sau... Ideea general n-am înțeles-o. Nu-i bun aur sau nu-i bun bitcoin? Sau nu-i bun anii? Cât acolo? Un milion și n-ar să sânti durere. Okay. Adică, în primul rând, ca să tradiționesc pe Cristian, pe Tony, trebuie să ai cont foarte mare. Okay. Asta ca primă. Să vă spunem, Elon Musk pierde 1 miliard din 10, da? Nevastră 1 dolar din 10, e pierderea lui tot aceeași. Da, dar pe zic gol, să-i părut. Întrebare. Și poate sunt greși de mine. Ok, gata, nu o să ajungi. Nu o să ajungi o confuzie. Da, seama, e asta. Ideea pur și simplu este că este așa un instrument, nu? Se numește Bitcoin și faci bani. Ai deschis la 10.000 când poți sta și mai ai poți să te îndrezi. Și ai făcut și ce vrei. Simplu, liniștit și frumos. Că e bun, că e rău. Eu nu știu, de exemplu, mă gândesc când cumpăr euro, când fac cumpărare euro de lat, dar e bun euro sau e rău euro? Eu am analiză, care ne arată 50 puncte în bani, îți schimb, bai, te-ai profit toți și mi-am mai fac. Trebuie să ne gândim la profitul nostru, decât să ne gândim, pur și simplu să șediem, să ne publicăm. Eu sunt sigur că dacă același test, același Elon Musk avea la 2-15 ani, să complice, dar trebuie să fac asta, dar nu trebuie să mă duc în Canada, dar să învăț, dar să nu învăț, dar să citesc, nu citesc, că n-ai să ne gândi. El a luat și a făcut, așa și ca și trader. A luat, o analiză, puteți să tranzacție, profit. Merge mai departe. Simplu și frumos, fără complicații. Mai departe noi discutăm câteva reguli al lui Elon Musk, cum se devine un succes. Deci, jur, să discutăm, ele sunt 10. Trebuie să spun prima și cea mai importantă regulă lui, care l-a spus la un interviu. Era un interviu care erau 3 persoane, Warren Buffett, Steve Jobs și Tesla. Și Elon Musk, tipul în curte, pentru că îi seamănă ca. Ideea a fost că Musk mi-a spus
Care este secretul succesului dumneavoastră? Dați, vă rog frumos, un sfat cititorilor noștri, ca cititorilor și scriitorilor noștri, ca ei să ridice și în viață pe dumneavoastră. Eu nu am spus cuvinte multe, nu am spus propoziții întregi sau, nu știu, acolo nu am făcut mari texte. Nu sunt pe cuvânt. Risc. Trebuie să ieși. Viața noastră este unică, dar este un risc. Să ieși acum din oficiuista, eu am riscul și întregi la și întregi și nu mai intru înapoi în oficiu. Este așa risc. Care este riscul? Eu și ori nu ajung acasă, ori nu ajung acasă. Cam prea mare risc. Cam prea mare risc. Desigur că dacă situăm asta este spus pur și simplu teoriei. Matematica acolo riscul 0.0000001, eu nu pot să ajung acasă. Dar ideea este că oamenii devin înstăriți, oamenii devin să ajungă la succesul lor și la visul lor, numai riscând și făcând ceea ce lor pe durată trebuie. Bine? Eu sunt sigur că masca trebuie să devină cineva foarte important, de exemplu, un fizician bun sau un IT-ist, un puternic. Și aveți preț 40 de ani pentru un salariu de 10 sau 20 mii dolari pe lună. Pentru că spun chiar de persoane foarte interesante. Și el aveți foarte bani niște. Ca un lucrător simplu. El are 200 miliarde pentru că el a decis, el în viața lui vrea să facă ceea ce el vrea. Nu să joie dar să facă, poate vrea ceea ce aveți probleme și să facă ceva. Haideți să vedem regulile astea care el le-a abordat. Ca să discutăm un pic pe care îmi parte, dar așa e pe jos. Iarăși, aveți să ajungi el masă dacă aveți situația în Moldova. Și el tot să nu spune Africa de Sud. Ne-a spus în America, oricum. În Africa de Sud, în perioada în care el s-a născut, era vânătoare de alb. În Africa de Sud nu iubesc albii. Pentru că ei sunt socotiți ca colonizatori. Și în Africa de Sud, albii sunt special dați mai jos. Persoane de culoare albă, așa că el nu s-a născut cea mai mult țară. Și părinții lui nu i-a dat niciun ban ca să duc să învețe, el să nu-și facă banii lui. Eu nu cred că dacă el a venit în Republica Moldova, n-ar fi să fie unde... Asta contează mai mult. Și India. Dar nu unde trăiesc. Mă, tot ceva la un micro... la un ființă, de exemplu. Desigur. Ceva au vrut. Păi când te gândești că ești permanent în mașanie plăcută cu un diavol, tu vrei să te duci. Păi asta. Asta și place și mă urmă. Tot ce se întâmplă în lumea asta, de exemplu, tu ai un plan, da? Ai că vreau să fac, te gândit la o pace, da? Ai început și într-un moment dat ai ajuns la o dificultate, da? Păi că trebuie să ai scopul care te motivează să mergi mai departe. Adică nu ai crezut și gata, ce da? Te-ai ridicat, tot timp trebuie să ajungi la scop și înseamnă te gândești de altă metodă ca să ajungi mai departe. Asta se are. Și el a avut un scop destul de puternic dacă în atâtea eșecuri a fost și a continuat mai departe. Da, în atâtea eșecuri cu totul de racheta și ăsta și mai făcut și nu s-a lăsat. Nu există om care ajunge la succes și nu se închide. Viața lui este ștăcătare din căzături. Orice om de succes. Da, să-i nimeni măcar un exemplu de om de succes care nu s-a vindicat. Și nu a dat un capul greu. Toți oamenii de succes ajung bancrot de 3 ori 4 de medie, da. De viață. Trump a ajuns de 4 ori bancrotizat și de 4 ori a câștigat miliarde. O dată a câștigat miliarde la 0. Încă o dată miliarde la 0. Încă o dată miliarde la 0. Și încă o dată miliarde. Nu știu, precis la Buffett, el nu e copil. La 12 ani. Prima investiție mea. S-a făcut, da, și el încă au zis ca să știu mai mult, dar s-a zbăriat și a spus o da. A fost da, dar ideea e care, că el treptat a crescut, adică el treptat, făcut investiții, dar el nu a fost așa că se vând bancrot. Stai, deci, el niciodată nu a riscat tare. Eu de și așa am 80 miliarde. Asta... Nu, și vreau spun, numai 80 miliarde asta e pentru persoane care 80 de ani pășie bani, practic non-stop, avea numai 2 ani care sunt minus din 80. Imaginați-vă dumneavoastră să aveți 80 ori 12, aproximativ 960 de luni în profit, din care numai 24 sunt în minus. Nu trebuie să ajungi dumneavoastră, fiecare, ca să aveți 950 de luni din profit. Câteodată chiar doar în... Spuneți-vă, a să faceți miliarde. Din orice sumă îți poate făcut miliard dacă ești 900 de luni în profit la rând. Din orice sumă. Dar Jones, Bezos? Altă persoană. Amazon. După divorț. Probabil, de asta am avut ceva de fapt. Ce vreți spuneți prin Amazon, Jones Bezos? El s-a lucrat în... ca cum e Morrison sau DHL, adică într-o companie de...
Într-un sclav, așa, nu știu cum se dă. Ia să mă dăm sub catul lui Spanișe. Da, adică și eu s-au gândit, dar ce să fac și eu? Și tot făcut fix așa ești, faci măcar ce era idee pe mâncare, tot fix așa ești, dar pe tehnică. El a făcut cărți, el a început cărți, sau a văzut un alt cărți. Punctul lui, el a început de la ceva care era mai accesibil pentru dânsul. Dar punctul lui dorit, adică el s-a... Dar vedeți că persoane care pur și simplu au luat și făcut, au vrut să fac ceva al lui. Americanii tăi așa. Americanii nu pot să lucrezi cu ideea că ei tot viața să lucrezi pentru cineva. Întrunire. Dacă nu ți schii ceva lor, asta pentru tine și moarte. Sau să aibă un venit pasiv care pentru tine și să-i asigure. Asta e strașnic pentru tine și. Și orice copilaj mic copil care n-ai întrebat, îi tăți vor să-și facă ceva lor. Sau să devin milionari. Dar nu e invers. Noi, dacă, eu sigur că majoritatea o să spui că mama și tata acasă, spune că tu trebuie să găsești un lucru și stabil. Dar dăm și invers. Nu, logic. Dar noi părinții au trecut prin comunism, s-au făcut colectivizarea asta și putem și din chitei eu învățat că trebuie să înveți bine, să ai un lucru, nu mai mult decât să vrei tătul ca stare. Și tu la urmă ai stare pensii și gata. Tu mai mult de atât nu trebuie să știi nimic. Nu era interesul tău. Interesul era ca lumea să fie dezinformată ca să poate să fie manipulat. Da? Da. Haideți să începem. Da, aici se face așa, dacă te uiți la știi, la cel care nu trebuie, adică ești dezinformat, dacă nu ești, nu te uiți, nu ești informat. Adică noi ar trebui să ne uităm și să legăm ceea ce este ok. Pentru că în trecut, dacă eram puține informații, vedeam numai ceea ce trebuie să ajungă la oameni, da? Noi acum avem foarte multe informații, dar trebuie să știm cum să o selectăm. Și ceva încă de risc și de profit. Care este legătura dintre ei? Da. Direct proporțional? Direct proporțional. Sunt corelate direct. Crește riscul, crește profitul. Este imposibil ca să minimalizezi riscul și să faci profit peste noapte milionar. Da. Asta câte puncte acolo căzut? O mișcare a fost ca milion jumate cu doar 0,3 și 1. Știți că americanii care vorba ceva important? Că nu trebuie să verifici riscul către el e mare sau către el e mic. Cel mai important la risc este să-l poți controla. Și tot riscul e un procent, dar nu știi să controlezi procentul ăsta. Dar dacă știi să controlezi riscul, poți să tranzacționezi un risc de exemplu și 20%, dar tu știi ce faci. Tu ai strategii care poate să controlezi și așa riscul. Nu e niciun sens din riscul mic dacă tu nu știi să-l controlezi. Poți să tranzacționezi la risc de 1%. Dacă nu știi să faci cu riscul sau de 1%, nu îți faci bani. Da, 1%, 1%, 1% și tot așa. Da. Să duci cu tot. Dar dacă știi să riști, normal, corect, adecvat. Sunt domenii financiare care poți să controlezi riscuri. Dacă ți-ai scris un restaurant, apoi poate fi închis. Poate fi închis sau nu poate fi închis. Liber. A venit un inspector, tu spus că la tine tot e greu. Poate le-o găsit de undeva, nu știu cum le-o găsit și el. Da. Poate el tamam le-o dus în buzunar, nu spus. O, taracan. Închidem. Riscul. Nici nu le poți controla. În domeniul care este controlul riscului. Un lucru foarte simplu care nu avem interes la tranzacție. Stop loss. Stop loss. Alegi cât pierzi. Poftim? Alegi cât pierzi. Alegi să nu pierzi mai mult. Alegi să nu pierzi. Alegi cât pierzi, asta înseamnă că deja te-ai decis. Alegi cât câștigi, asta altceva. Asta e trei probe. Dar stop loss și nu alegi cât pierzi. Asta înseamnă că ai scris tranzacția, te alegi cât e minus. Scopul e diferit. Haideți să mergem noi la reguri, totuși până la sfârșit să le facem aceste 10 reguri. Începem cu primele 5. Deci, prima nu renunța niciodată, deja noi am vorbit despre eșec și tot ce și trebuie să continuăm tot mai departe. Fă ceea ce îți place, să faci și fă cu reală pasiune și implicare. Fără scopul. Nu, de exemplu, nu sunt de acord cu traderii care n-au niciun scopul, de exemplu, 20 de tranzacții în profit. Uite, eu știu că traderii ăștia să aibă probleme. Nu există trader pe piață. Fără stop loss. Este imposibil. Eu chiar am încercat proză, am pus 3.20 și am pus un stop loss. Din 3.20 mă urmă. Și când s-a dus în stop loss și când s-a încercat în direct acolo. Înțelegi? Eu am observat că stop loss e o problemă foarte mare.
Da? Da. Eu cred că e o problemă foarte. O să am întâmplat să-mi spăr scopul ăsta. Nu? Și faceți profit? Nu. Bine. Asta e viața, să faci profit. Când am început tranzacționarea, și mulți traderi am niște care încep tranzacționarea și tranzacționează numai cu stop loss. Normal că ați luat un stop loss, pentru că ceilalte nu aveți stop loss. Și nu știu un loss, nu îți stau în minus. Da, dar nu trebuie o săptămână să te-ai plus de amul tăte viață. Deci stop loss pozitiv nu folosesc. A, folosesc, da. Păi, în final folosesc stop loss. Folosesc, dar ăsta care e de amul pozitiv, asta e altă. Nu-i ca stop loss. Folosesc, dar nu ca stop loss, asta e o asigurare. Asta e ca take profit, numai că e asigurat. Da, 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 asigurat. Da, dar văd dat take profit negativ. Însă am niște take-off pe care take-off de ani, dacă stop-off încă stop-off. Stop-off și stop-off și take-off de ani. La take-off plasați? Da, mă fiți. Ok, mai departe. Cred. Eu nu ascultam oamenii care nu fac nimic în vețile lor. Da. Hai, hai, de vor. Fenomenul dat când încerc că fiecare se fac lucruri, stau. Stau pe canapea după lucru, ora 8-9, cu bere în mână, sau, de exemplu, dacă domnișoară își face trebunie, bărbații începe cu bere în mână. Asta e, dar să nu trebuie să facă așa, nu spun că trebuie să voi face așa. Spun, pur și simplu își dă seama despre își vede așa o persoană, sau are așa un cunoscut, sau a văzut vreodată. Să uite la știri și se gândește, băi, dar nică nu mai fac ei pentru mine. Politicieni, economiști, nică nu fac pentru mine. Ia mă ales, îi finanțez, dau impozite, dacă pentru mine nu fac nică. Americanul știi să gândești, nu mă interesează ce fac ei pentru mine, ce nu fac ei pentru mine, eu fac eu pentru mine. Eu ce să-mi fac mie ziua mai bună de mâine, ca să fii mai bine dictat. Și de ce ești americanii și mai bogați? Să fii mai deștept, nici pe departe. Americanii sunt 40 pe matematică și fizică. 40, dar ei au cei mai buni tehnologii din lume. Pentru că ele eu, la plășivă. Să fii mai, spunem așa, buni în domeniul diplomației, nu? Știți ce, tot timpul numai americanii încep războaie. Nu poate fi țara care încep războaie și mai bună diplomație. Ei și mai buni în economie, China se întrește repede dacă ei sunt în Japonia. Sau Japonia. Reclamă, reclamă, așa, tot speculația. Ei vor să fie bogați. Sau ei vor să trăiască bine, luați-o cum vreți, cineva cu bogăție și cineva vreți să trăiască bine. Americanii vreau să... Nu speculația, reclamă. Acolo s-a făcut ceva de vor, bikini rău, eu vă să fie ca șai. Nu contează, și totul lumea trage atenție și aici de mâine merge acolo. Ei controlează pentru că au și mai mari valute din lume, ok. Au dreptul, au și-au făcut faptul că ei se controlează. Dar ideea totuși, America nu a fost făcută de legi sau de invenție și mai departe, a fost făcută de businessmeni. O șes la bază niște businessmeni care au ridicat țara. Da. Și practic, da. Țările mai mari, puternici, Israel, Japonia, au stat la bază niște businessmeni care au ridicat țara. Pe timpul stau businessmeni. Și asta nu sunt oamenii care îți gândesc și să facă și să le facă țara pentru dânsi. Dar nici nu îți gândesc să fac eu pentru țară. Eu vreau că aici, unde se ia mâine, trebuie bine. Și trebuie să fac pentru asta. Bă. Să fac în fiecare zi, de exemplu, să fii mai bine pentru mine. Și dacă să fii mai bine pentru mine și să fac mai mulți bani, am și din conjur, să fii și lor că pleacă tot mai bine și mai bine. Mergi mai departe. Asumă-ți riscul. E singura care spre succes. Nu deja despre risc prea mult. Риск и шампань. Конечно. Я думал, папа. Даже лучше. Куда стоишь? Батя был с самого лоху. Ну, с кануть каи пенту стоп-лосс увлечения. Когда тут цей псон стоп-лосс. Ту у него яра гада, пенту бенус. А ну, где, муляк, где? Я вот здесь оптом для шампань. А сколько секреты стоп-лосс, релансов, хотите профиту? Important, take profit-ul care a fost, adică diferența între ele cât de mare. O să ieși un stop loss, dar înveți, oricum, o leac univa, adică nu-ți simți bine când îl audiezi. Asta și-o trimite, nu contează că e stop loss sau take profit. Important să fie take profit-ul, diferența să fie pozitivă. Și da. Da, da, da. Și ce se întâmplă în California? În California, măi, fiecare caută ei. Instagram-uri noi, Facebook-uri noi, Amazon-uri noi, adică idei, unicorni ăștia care se transformă în companie, se transformă într-un an, într-un miliard de face. Investitorii caută de ăștia, adică acolo pentru idei poate să o moare. Un investitor caută 10 idei și dintr-un milion de dolari investește fiecare câte 100 de mii.
Și nu sunt interesat dacă măcar și prieteni nouă companie să orientez una să meargă ghini. Și să-i fac mult mai mult, să fac vreo 7, 10, 11 și 20 milioane. Asta cum s-a primit că el pune un take profit mare și mai are că nu stop loss. Și aici nu stop loss-ul nici pe departe, nu s-a prășeat așa de greu ca take profit și la mare. Asta la Dăși a văzut la americare, o idee și foarte bună și și ghine și la noi de implementat. Este un site unde tu îți propui, de exemplu, cum? Startup? Nu, nu știu cum se cheamă. Dar ai ideea de afacere și deschizi un cont și ai investit acolo, dacă are succes, îți vine procent din ceea ce ai investit, da? Da, da, da. Da, este așa ceva? Da? Da. Americanii sunt bogați. Dar la noi și... Dar la noi este folie peste noapte. Nu sunt oameni care nu vorbesc, așa să spun, nu cerșesc. Sunt și acolo foarte mari probleme care... Mai este nu uitam mai. Și la noi chem să vorbim despre profitul marketing, că ceilalți cred că faci ceva dubios. Da, și Moldova nu mai are o problemă foarte mare. Noi vin să o frec pe nou, scuzați-vă decât unul străin. Dacă așa și este. Așa și este. Dar străinul pe de unul am avut, e că spun germeni și greși. Suntem buni la suflet. Caută să faci mereu câte ceva cu adevărat important pentru tine sau pentru ceilalți. Spune că dacă faci un produs, trebuie ca el să aducă lucruri bune pentru cei care să-l folosească. Și banii îți vine la sine. Dacă produsul tău o să aducă eficiență omului care îl cumpără, ca să-i fie de folos în viață, atunci merge și așa să-l cumpere. Reclama de sarafan, cum s-ar spune, ca unul la altul să-i zic. Deci nu trebuie tare, tare reclamă să-i faci. Da, spune eu. Ce? Sunt și lucrurile spini. Să ce spini are... Ce folos poți? Păi... Spini, tip așa. Spunează, păi. Calmează, la persoană o să-i spun. Da, este divertit. Frățiente care mărtesc pe mâine, special în Europa, și foarte folosit. Seara oamenii trebuie la Cătânia, au așa o brățară cu energie. Și așa stau și se joacă cu el. Ceva simplu. Pur și simplu o brățară. Concentrați-te pe semnal de semnificație, nu pe zgomot. Unii oameni îi transmit ceva, alții fac doar zgomot prezent, că numai așa vor fi ascultați. Aici chiar și când noutățile astea, că au fost cu Elon Musk, adică ideea că a intrat în accident și așa mai departe. Și pe testul a început să duc în jos pe acțiune. Pe e repede, adică o demonstrat că... Totul e normal, că de ce mai întâmplă. Adică ce să avem idee, noi trebuie să vedem ceea ce semnică cu adevărat acea informație, dar nu ceea ce face ea, care efectul e. Concentrează pe semnal cu semnificație, nu pe zgomot. Asta și este diferența dintre un trader miliardar și un trader simplu. Asta era într-un serial, bilion, să nu ești miliardă. Apoi miliardarului se dă întrebarea, cum de mi-a sfârșit banii? De unde luați informația? El explic simplu. Informația că tare este în orice parte spate. Informația asta este pe internet. Problema, ideea este că eu știu informația asta așa să o analizez, că nu știu nici unul dintre voi. Deci ești un miliardar, voi tranzacționați cu 100 de dolari. El vede semnalul și semnificat. Esența. Deci el alții vede zgomotul. Da. Așa, așa. Caută și învață de la cei care își rezolvă mereu problemele. Știți care e diferența dintre omul deștept și omul inteligent? Deștept rezolvă problema, dar inteligentul găsește cum să o... Scuză! Neducentul și creadă. Da. Aici are altceva în vedere. Caută și învață de la cei care își rezolvă mereu probleme. Adică nu trebuie să te înveți de la oamenii care întotdeauna sunt... Adică dar te înconjori cu oameni pesimiști, păi întotdeauna și pe tine așa să te îndrumi. Da? Și o să ai, de exemplu, un eșec, gata. Aici ți-ai pus bariera și ai uitat. Aici te-ai oprit. Este asta trading. Da, aici. Ai dat un minus. Dar tu cu vreo că am văzut trading și asta foarte tare mi-a făcut. Ești un trader. Tudor. Da, Tudor. Pentru că e trader meu, i-a spus situația. A luat 4 take profit-ul la rând. Și v-a să mă pun stop loss.
Așa de tare s-o spărit stop-loss-ul ăla, acum tremur raia ca așa. Nu că stop-loss-ul ăla nu era nici măcar 10% din tot profitul de pe take profit-ul din cele 4. Dar tremur raia de parcă a făcut cel mai rău lucru de pe piață, de parcă el nu înțelege nimic piață. El e în plus, dar nu e mai tranzacționat. Și gata, e aici să terminăm. S-a blocat ăla. S-a blocat. El simt trebuie să treacă pentru asta. Emoțional, cred. Ai făcut profit, dar ai făcut și un minus, ca și companie. Nu există companii fără cheltuieli. Nu e posibil să n-ai cheltuieli. Ai și venituri și cheltuieli. Dar ce e mai important pentru companie? Cifra e la sfârșit, profitul. E ca așa și pentru trader. El are și take profituri, are și stop loss-uri. Asta e absolut normal. Important e să nu fiți în profitul care vreți să fiți. Și dea mai mult, dacă ofer posibilitatea strategiei. Haideți următoarea, devină un optimist, un om optimist. Creativ de acțiuni ca să-i poți atrage pe optimiști, pe creativi, pe cei care acționează și au succes. Asta este mai mult ideea liderului. Desigur că trebuie să cunoașteți sau nu știu, poate nu cunoaște, dar în orice caz, este ideea că este lider și este director. Da. Trebuie să fiți lider. Ca în jurul vostru să adune așa persoane care tot să vă motiveze sau să aducă idei noi în companie. Tesla este așa o persoană. Musk este așa o persoană. Musk este o persoană care influențează așa de tare sufletele lucrătorilor săi. Ați observat vreodată, ați auzit la internet sau ați auzit la televizor sau citit pe internet cum el scrie la fiecare sfârșit de trimestru scrisoare la lucrătorii săi. Și pune, îi roagă practic, îi roagă să lucreze o leacă mai mult ca să arate niște rezultate mai bune pentru acționari. Ca să facă o leacă mai mult mașină. Și el, cu adevărat, îi motivează. El îi motivează pentru o simplă scrisoare. Desigur că îi prinesc profit bun lucrătorilor. Dar motivația asta că șeful lor, fiecare în parte în roagă, lucrează o leagă mai bine pentru că noi trebuie să arătăm la atât lumea cât noi putem. Respect. Și mai este un lucru că Musk tot timpul în Twitter-ului, noi asta n-am arătat, dar Musk tot timpul spune mulțumesc la investitori. Ați observat asta, dacă să vă urmăriți, el practic odată pe lună tot timpul spune mulțumesc la investitori că ei au încredit în companii și tot mai departe și mai departe fac bani pe scumpirea acțiunilor. Și îi detest pe cei care vreau să-i fac short-uri. Și la timpul își bate joc de deși. O scos o pereche de shorts, a făcut shorts, care costau $40, mai. Și avea niște inscripții de este așa tot de glumă, special, ca să iei de râs pe cei care fac sunt vânzare pe Tesla. Și s-au vândut, îmi pare, pe câteva luni înainte, în timp de câteva secunde. O scos Tesla chiar, s-au vândut tot în 3 ore. Undeva la vreo 40.000 de butelii care erau programate să fie făcute. Și s-a întâmplat. Sbereau buteliile și se vindeau pe eBay câteva mii dolari mai scump sticlele. Chele erau așa, în formă de fulger, sticlele. Musk este o personalitate extraordinară, dar să nu s-am cum trebuie să fie o vizită extraordinitatea lui. Noi trebuie să, pur și simplu, să-l urmărim din când în când. Eu s-o pot trebuie de urmărit. Și trebuie de luat anumite domnii comportamentului lui. Este persoana care vrea și face. El este liderul care arată la test că tot pot să facă. Persoana care acum a dinsul să-l cască Tesla mai concurează cu o companie care tot face mașini electrice, dar persoana care a inventat mașinile electrice este un inginer care a lucrat la Tesla. El așa de tare s-a motivat că el singur a făcut mașina și compania lui de mașini electrice și acum mai concurează cu Tesla. Un lucrător simplu care era inginer, nici nu era măcar director de inginerie. Era inginer. Mergem mai departe, următoarea regla. Ai grijă ca din mâinile tale să iasă mereu ceva măreț. Diferit. Unic. Fiecare cum s-a născut să fac, fiecare om s-a născut să fac lucruri unice în felul său. Cum și-am auzit mereu, fiecare om este unic. Fiecare este unic din punct de vedere genetic. Nu este om egal. Nici măcar genii nu se cade. Așa și fiecare poate să facă ceva unic. Nu mai există nici o, dacă vă veniți la propria persoană, nici o un om de 7 miliarde jumate nu mai există așa ca dumneavoastră. Până sunteți unii, fiecare. Deci ești un produs care puteți să-l faceți, care vreți să-l faceți, care e posibil să-l faceți în viitor, dar poate nu să-l faceți, n-ați vreți să-l faceți. Ați fi tot unic. N-ați fi nou pe piață, nimic nu este nou pe piață, tot este reinventat. Tot este reinventat. Dar ați fi unic din felul vostru. Și dacă asta încă să le plac la oameni și oamenii să folosească, treaba asta și asta le aduc pozitivitate. Apoi și banii să faceți pe asta. Și ultima lege. Muncește oricât de nevoie pentru împlinirea visurilor tale. Musk lucrează 100 de ore pe săptămână. 100 de ore pe săptămână. Musk doarme numai când călătorește pe avion. El în fiecare lună face 30.000 km pe avion.
pentru că el are companii de partea de est a Americii și are companii de partea de est a Americii. Și el călătorește acolo în pașă și încă și în Texas, din când mai călătorește în centrul țării, ca să guverneze companiile de acolo. A fi antreprenor, antreprenor sau a fi businessman, asta înseamnă să lucrezi cu mult mai mult decât lucrători, simplu. Pentru că trebuie să lucrezi de timp și viața ta e lucru. Dar asta nu înseamnă că el, să spunem așa, eu sunt 100% sigur că orice miliardar sau milionar care l-ați întrebat, sau proprietar de companii mari, să-l întrebați, faci ce îți place sau tu lucrezi din necesitate? Nu este niciun miliardar care a făcut bani în loc că nu ceva nu-i place. El îți ocupă și aici în viața lui, el duci pe ce. La fel ca Elon Musk, el special, lui îi place să lucreze 100 de ore pe zi, pe săptămână. Ideea constă că nu s-a întrebat. Undeva în 2018, când în ultima dată v-ați odihnit? Când în ultima dată ați fost la odihnă? La mulți apropii, de exemplu ăsta. El a spus că așa o leac s-a gândit, vreo jumătate de minut de pauză, s-a gândit și a spus că în 2007 am bolit de varicel. M-am înfinit vreo 4 zile. Da, m-am înfinit. Din 2007, 11 ani, dar și nici până atunci când a lucrat și când a învățat. 11 ani, practic, fără niciun fel de odihnă. Nu se duce omul la mare, scaldă familia, sau la munți, scăte cu schiurile. Nu, el face și s-o poate că viața asta trebuie. Și el pe vreau s-o poate că la schimbi lumea. Fiecare persoană are valoare de sale. Cine vrea vrea să odihnească, cine vrea vrea să mâncească, cine vrea vrea să zboare în cosmos, cine vrea... Cineva... Cineva e Elon Musk, dar cineva e... Cineva e Musk. Da, da, sigur. Fiecare om are valoare de sale. Adică nu tot timpul ne aliniem la cineva aici. Nu m-ați înțeles, eu nu vreau să spun că sfim tăți ca dânsul. Eu spun că el e om absolut simplu ca tare. Da, le-a pus foarte mult muncă. El nu are creier, al doilea creier care își are undeva pe bate și gândește. Și mai numai că face un scop mai mare. Da, un scop mai măreț așa de foarte. Și efort mai mult. Și efort mai mult. Și se dedică mult mai mult. Zi de zi se trezește cu gândul că eu vreau să ajung acolo. Și asta face. Ce-am făcut pe trecut ziua? Ce-am făcut eu pentru asta ca să ajung acolo? Ceea ce gândești, aceea devine realitate. Că nu ai influență mental, tot ce se întâmplă. În principiu, concluzii de ziua de astăzi trebuie să fie. Dacă stăm din punct de vedere al tranzacționării, din punct de vedere al lui Musk, sau pur și simplu v-am spus deodată. Ce trebuie să facem? Twitter. Puneți-vă pur și simplu Twitter. Este studii, o legea de socializare destul de interesantă, mai mult pentru, să spunem așa, pentru oficiali. Adică nu pe geaba Trump, Joe Biden, președinții, prim-ministrii, vicepreședinții, credeți că Twitter spun anumite lucruri oficiale. Pe asta tot, Musk tot face treaba asta. Ea n-a spune pe Facebook, de exemplu, un hashtag Bitcoin. Dacă a spune pe Facebook un hashtag Bitcoin, acum nu cred să întrebi tare multe, pentru că nu toată lumea se uită la dânsul din punct de vedere serios pe Facebook. Dar pe Twitter se uită serios la personalitate. De obicei, în marea parte a cazurilor. Mai departe, urmăriți totuși instrumentele noi care apar. Același Bitcoin este destul de interesant pe instrument, dar nu tranzacționați pe instrument, dacă nu înțelegeți, pentru și el trebuie să tranzacționați pe dânsul. Și lumea tranzacționează pe dânsul. Cum și de timp spun, dacă ca să spunem așa, eu mă accesez toți piața de capital și am așa instrument care îmi place pe 500. Dar eu nici într-un caz n-am să recomand trader-ul să tranzacționeze dacă nu înțeleg și asta pe 500. Cu ce se mănâncă? Pentru că el crește sau scade. Cum el a și 5 ani aproximativ măcar. Dacă el nu știe să răspundă întrebările, el n-aș căta pe spine. Cât de dureros să n-ar fi că el n-a să facă bani pe dânsul. Ca și pe orice instrument. Vrei să faci bani pe instrument? Măcar o leac studiază, măcar înțelegeți-o cum el se mișcă, în sus, în jos. De ce el stă pe loc? De ce el nu stă pe loc? Pentru că nu e așa de complicat ca tare de timp. O logică. Fiecare instrument are logică. Și fiecare om are logică. Ce el se mișcă, ce el se trezește dimineața. Și investiții aici, da? Poftim? Ca să tranzacționezi pe așa reportații. Peste? Da. Trebuie să ai și... Deci cel mai ieftin instrument care ne-l avem. Da, acolo pot o mișcare justă. Aduce rezultate. Rezultate, da. Da, ori... Nu, eu n-am spus și fel de rezultate. Eu spus că aduce rezultate. Da, vedeam așa în ziua, adică... E instrument foarte bun. Bun. Pentru fiecare felul său. Iarăși, sunt riscuri mai mari, dar dacă nu poți controla riscurile, apuși riscurile mici și te duci la zero. Așa e așa. Nu există instrument scump sau ieftin. Există instrument care poți tranzacționa și nu poți tranzacționa. Și volumul cu cât tranzacționezi pe care e. Și volumul, desigur.
Da, vă bun. Și bine. Cine mai are întrebări? A, ați spus de o strategie și a, de... Super, bine, cum întreb, mi-i place. Și de prognoză. Deci prognoză, vieți? Păi dați-mi eu să-l prognoză. Unde ați ieșit până peste 2 ani, cum credeți? Eu cred că să ajung la 70-100 de ani să ajung. În 2 ani, cred că sunt vreo 200 de ani. Eu în 2 ani poate scadă iar, cum a fost la 20.000, la 3.000 jumătate și iarăși a crescut. Poate scadă. Bine. Spun ceea ce am vrut să spun la început. Deci, uitați-vă, pentru ca să vă îmbunătățiți tranzacționarea pe care să o pot, că nu este așa de bună tranzacționarea lor, așa poate tranzacționa mai bine, eu vă recomand un lucru. Puteți să-l experimentați chiar și pe, nu știu, pe demo. Eu exemplu, experimentez lucrurile de ce perioadă, pentru că este ideea asta. Experimentez pe demo, te spriniști și nu prea strategia nu lucrează. Strategia nu lucrează din cauza că aveți emoții, numai emoții lucrează. Trebuie deodată cu emoții să trăiți asta strategia. Dar studiați înainte de asta bine, de tot. Dacă nu știți să până să strategia până lucrează. Diferența dintre un trader bun și un trader care nu este așa de bun, profitabil și nu chiar profitabil, este masштабul tranzacțiilor. Exemplu simplu. O băbuță care vinde de lapte, afară, undeva, nu știu, ciocană, brutanic, nu știu, care a venit din suburbie și vinde lapte. Și gelcau, care vinde lapte cu tonele, cu miile de tone pe lună. Diferența că gelcau și poate permite să pună prețul chiar și mai ieftin și el ați vândut mult mai mult, dar el nu face din fiecare litru vândut foarte mult. El face, de exemplu, un leu, un 3 lei. Băbuța aceea poate și face 5 lei de fiecare litru, ies măcar ceva în plus. Tu-i toate, tu nu ai cheltuieli. Dar niciodată să devină să aibă profit normal de pe business care el încearcă să-l facă. Pentru supraviețuire, desigur. În țara asta e supraviețuire. El este nevoit de exemplu, persoane de date. În orice caz, masștabul mereu decide. Companiile mari devin mai mari și mai mari, nu din cauza că poate produsul cel mai bun din lume, dar din cauza că masștabul lor este extraordinar. Același exemplu cu Jelca, ei fac sute de milioane, cred că, milioane de lei, vânzând în masștabul extraordinar. E ca și la trading. Dacă se tranzacționează câte 10 tranzacții, 15 pe zi. Și dacă tranzacționează 2-3 pe zi, la sfârșit de lume, ați vedeți aproximativ că este cu alt totul alte masștaburi. La 200-300 de tranzacții, ați vedeți că cum aș piața, îți vă ajut să faci profit. Că tare piața e 50-50, ne-a spune. Nu. Piața e 50-50, în pe unul cu analiza voastră. Dar plus și masștabul, îți vă ajut cu adevărat să simțiți cum piața acționează. Exemple multe am văzut, când traderii au multe tranzacții, cine a trecut partea practică poate să înțeleagă asta, pentru că la partea practică la mulți îi place să deschide sute de tranzacții și asta e absolut normal. Și la partea practică mulți se întreabă, dar ce eu sunt așa de bine în profit dacă pe real la mine nu sunt copii? Poate și fac bani, dar nu fac atât pe practică, la partea practică. Pentru că la partea practică noi deschidem tranzacții pentru eficiență, pentru a ne învăța. Dar la real nu știu acolo căutăm. Căutăm să facem măcar 2-3 puncte. Vreau să vedem cu 3 lot, cu 3 volume mai mari decât de obicei tranzacționez, dar să fac un punct. 2, 3, 4, măcar 5. Dar un trader nu se gândește că el trebuie să facă o analiză normală, bună. Pentru că analiză normală, bună, asta nu sunt 2-3 puncte. Asta sunt măcar câte puncte? 50 de puncte. Măcar 50 de puncte. Este și un... Câteodată mai mult de-am pentru piața care e volatilă. Ca tranzacțiile voastre mi-ar primi trebuie să faceți analiză normală. Pur și simplu, încercând să fac 10-15 puncte sau 3-4 puncte, n-ați primească. Chiar n-ați primească. Da, dar nu mereu piața se mișcă. Sunt zile, eu personal am deschis câteva tranzacții, la mine o stat, adică am pus și topul și take profit, da? Și la mine o stat, adică am întrebat barierul ăsta, o stat 4 zile până când am ajuns la take profit. Sunt momente când piața e... Și adică dacă să mă bazez, eu să fac anumii 50 de puncte, adică e greu. Sau a fost așa, o ajuns 40... O, chiar am arătat la mult am așa fotografie. Fix 50 de puncte. Fix 50 de puncte, am să luat take profit, că acolo încă 4 puncte și așa mai departe. Da, și au fost 52 de puncte. Adică, nu trebuie să ne bazăm... Măcar și un punct să ajungă și n-a să închid dacă a spus take profit. Da. Deci ce? Nu vă mai dați la tranzacție din când în când? Nu, atunci ce ne era în perioada asta. Nu putem să închid asta. Dar mă era închid 30 de puncte, 40 de puncte. Și la 27 puncte, bine că schimbă direcție sau protomatare. Și mai de profit tot e bun. Tot e bine, adică asta e ideea.
Ca strategii, totuși vă recomand să luați, măcar să experimentați, nu știu, pe demo, pe demo. Experimentați, faceți câte 10-15 tranzacții pe zi. Nu să spun că asta trebuie să iei câte 3-4 ceasuri pe zi. Bun, dar asta nu e multe. Eu am făcut așa, spre exemplu, dacă dolarul este la un sat, dolarul crește, da? Ați înțeles, adică sunt... Trei cotații cu dolar, poți să faci o tranzacție. Da, undeva în sel, undeva în baie, asta e ideea. Cât? Eu am adunat timp de o zi, am avut o tranzacție cu 4 dolari. Am închis-o pur și simplu că era vineri seară, zic, nu mai are sens o țin. Și am închis 14 sau 16 tranzacții. Chiar le-am deschis noaptea și mă întreză țara des de văd ce acolo și adică am închis cu 4 dolari, cu 7 și cu 60 și ceva de dolari și s-au adunat cu 100 și ceva de dolari, cu 0,1. Deci mă știam? Cu 0,1 vreo, cred că nu o luați. Da, am înțeles. 0,1. E volum ta mic, dar tranzacție ta scurte. Da, așa știam. Așa știam. Stai, testați strategie, să pot tot șați vă ajute. Din punct de vedere al masterclass-ului, la întrebări cei mai strategii, prognoză, mă observ, așa lucruri ca prognoză. Filmul pot face prognoză foarte simplu. Din păcate, pur și simplu, n-ați ne putem folosi la momentul actual, dar pe viitor știu că să ne folosim. Noi lucrăm la întreba asta, Tesla, 1500 dolari, liber. Un an. Când noi nu spate, ce poate să folosim la întreba asta? Apoi, că noi lucrăm la întreba asta, să putem să tranzacționăm și Tesla. Dar să facem și putem să tranzacționăm. Sau același Bitcoin, de exemplu, e că la Bitcoin este foarte interesantă situația să faci prognoză. Pentru că dacă mai să fac prognoză 100 de nișe, să privească vreo 3-4 zile, n-a să fie așa de mare efect, pentru că cred că la lumea să fie gândească în mișire. Bitcoin îl scumpează. Îl scumpează pe gradul omul timp. Mi se pare că el a să ajungă la o perioadă când el, dar n-a să poate să crească. Numai dacă n-a să fac un lucru ca să... Ca cum ar fi la dolar, cenții sau așa mai întâi, că cumva să realizeze, poate să participe toată lumea acolo. Este așa. Bitcoin Cash numește, costă 400 dolari, nu că zic. Da. Bitcoin Cash, puteți să vă uitați, noi avem și cartul la tranzacționare. O cățele de Bitcoin. Nu, dar chiar să te cumperi un parte de acolo, dar în direct sigur, într-adevăr, să apară asta ca divizare. Ca să are cățele de Bitcoin, e unul mai mult interesant ca poziție de investiție. Dacă îmi tranzacționez, trebuie să spun așa de interesant, la poziție de investiție foarte mare. Și volumul e mare. Căruci nu-i chestia mea, să lucrez. Nu știu dacă contul ăsta este. Sunt niște poziții pe monede, criptomonede. Acolo, de exemplu, pe Bitcoin, dar cu 0,1. Ce e interesant, pe Bitcoin cu 0,1 poți face bani să reuși. Numai că și volumul este. De punctele de dat. Dar Ripple, totul lumea se poate că Ripple-ul, din cauza că așa de ieftin și așa de micuț, acum poți face bani. Nu, pe Ripple acolo, de exemplu, chiar și situația în cont ca experiment, mi este interesant tipul de cum să trec din spre an. Și ca și în principiu, ca și orice instrument care îmi trebuie să experimentez, după asta dai prea. Era ideea că se gândeam pe perioadă lungă de timp să văd doar unde să ajung Ripple. 10 loturi, ajung 10.000 în profit, încă 10 loturi, am mai de 20.000, am de 10.000. Și am deschis de-am a patra tranzacție cu 10 loturi și tot crește și crește. Da, unele criptomonede sunt interesante din punct de vedere investițional. Ca tare, până când ele nu s-au dezvoltat serios, deci ei știu ca să fie interesante. Companiile mari tot ați cumpărit și ați cumpărit Bitcoin. Asta numai Tesla a fost prima din companii care așa de mare cumpărător a făcut. Apple, Facebook, Amazon, toate este de acum să pregătesc să cumpere Bitcoin pentru a tranzacționa cu deja. Dar după informația Tesla a cumpărat atât de mult Bitcoin, a se mai afectează cumva piața Bitcoin dacă cumpără și Amazon și Facebook? Desigur. Dacă corporațiile mari investesc, ar înseamnă că varianta e foarte chiar. Ca să nu fie ca aurul când era vaccin. Prin vaccin a fost din băieți mari, la, dacă era la demotrele, de simplu. La doi au fost tot cele mari. Dar de-a matrile a 45 nici nu sunt tare importante. Adică două neamă sunt și neamă e bun. Unul rusesc și unul american. Pentru că știm câte la vaccine, dar costă de acces prins. Deși și influența nu a fost mare ca pentru că neamă sunt vaccini. Când nu este vaccinat, că atunci influența este dată. Când întrebați? Considerați că Bitcoin-ul scadă la
peste vreo 20-25, așa ceva se întâmplă, o știri, un război, nu știu ceva, ceva în care el scade și își pierde total valoare, că o simtă așa ceva. Interesantă întrebare. Dați-vă, eu sunt de acord că el a să mai scadă, pentru că nu există instrument fără corecție, asta e pur și simplu din punghiere tehnic. Eu sunt de acord că el a scadă. Dar eu sunt de acord că el a scadă undeva în perioada la următorii 2-3 ani, din cauza că el are o anumită lincitate de istorie, că el atunci istoria se repetă. Ca să scadă toată valoarea lui, eu nu sunt de acord până la sfârșit, pentru că prea mulți miliardari și milionari le-am luat banii de coinuri și fac tranzacții cu dânșii. Cu acești bitcoin. Da. Și corporațiile mari, dacă ați mai cumpere și ei bitcoin, 14 trilioane de dolari băgați în bitcoin. Eu cred că oamenii care au adusat bani acolo, nu ați permită, pur și simplu, să devalorizeze bitcoin la zero. Pentru că este să investiți în oamenilor. Cum și petrolul. Nu permis, petrolul duc mai jos de 10. Pentru că cineva controlează petrolul. Cineva face bani buni pe petrol. Dar sunt țări care produc petrolul. Lor a 10, mai jos de 10, asta era moartea. Adică lucrurile totuși guvernează și persoanele care dețin mulți bani. Încă? Dar dacă apare alternativă? Acum e alternativă. La Bitcoin. Dar putem să nu se întâmplă. Adică da, ele sunt, dar înțeleg că ele sunt așa micuți, foarte micuți față de Bitcoin. Eu acum e un gigant care e așa, îi trebușești puteva. Oh, asta e foarte simplu tot cu dolarul american. Dolarul american e gigant, care are și Michelus, care îți mai bagă în picioare euro, ien japonez, franc alețean, acolo. E aceeași situație, practic. Dar adică poate să ajungă la o perioadă de stagnare, eu totuși. Corecție, asta spune și corecție. Nu, stagnare, nu corecție. Trend crescător? Da. Vom vedea. Eu, de exemplu, s-o pot mai mult corecție, poate să aibă. Dar vom vedea, niciodată nu pot spun 100% de tonă să fie 2 milioane în 7 ani. Asta e și normal. Dar eu nu văd care să fie premisă. Până când eu nu văd premisă. Pur și simplu, eu am impresia că oricum, majoritatea țărilor, adică nu pot să controlez în continuă această problemă. Ei nu pot să fac nimic cu el. El nu-i controlabil, asta cum... Statul nu pot să controlez. Da? El nu pot să controlez. Mai mult nu cât am la statul, dar băi, și național nu pot să controlez. Dar asta e... Este cel mai mare, asta și este statul, ei de doar controlează. Ei s-au luptat mult ani. Aproximativ 5 ani de lupt băieșii de tot pun viața la Bitcoin și să vede că viețile astea sunt foarte șubride, care pune ei luat. Eu nu cred, totuși, statul chiar și american, eu nu cred că să dai voie așa să dezvolte. Oricum ei să dezvolte abilitatea de a controla această monedă, mai bine a dezvolta această abilitate decât să scoată criptovaluta. Și am mai problemă de stat, asta e impozite. Dar de-am s-o învățat, de-am să impoziteze și Bitcoin. Tot și tot, tot e la bani. Tot e pe pentru. Păi stilitate, nu-i place. Stați în impozite. Cumva să... Nu fac statul să iasă mâine un american sau adică dintr-o bancă și zic că asta este criptovaluta noastră, tot ce o ca asta e legal, asta tot e ghine, este impozitat cu 0.3001, așa că sunteți legali și tot așa. Adică că este fac o valută, pur și simplu, o valută foarte simplu. Da, foarte simplu, dar în veric să... Asta și-a venit la China, adică. China e primul ăsta. Asta s-a făcut un masterclass la Bitcoin. Eu așa să înțeleg, încă unul, cum ai fost. Încă un masterclass la un criptomanie. Mai facem. Deci, nu să... Nici pe masterclass-uri, nici chiar așa, dar eu înțeleg că asta e metodă legală, dar așa întrebare, de ce el așa de tare crește? Așa de puternic crește? Ce, Bitcoin? Da, ce lumea bai, simplu și frumos, prost, pur și simplu lumea de bai. Toți trei pentru ce eu fac un flux care nu-mi vine. Și sigur, dacă te spune, nu are concret cifră, care e concret, tu să înțelegi că acolo. Da, ești tot lumea de Bitcoin. Și câți bani îi lipisești, trebuie să poate atâta unul să-ți copiești. Ești bine, da? Și hai, de exemplu, 10 Bitcoin. Păi, dacă ai 10 dolari, înseamnă că fiecare Bitcoin ai 100 dolari, corect? Dacă ai 100 dolari, înseamnă că scazi valoarea la un Bitcoin. Pentru că mai repede crește perioada de investiție, adică mai mult, mai ușor să investești în el, adică să-l minezi. Și el nu tot deși să meargă astea concomitent. Minarea rămâne puțin în urmă, investiții merg înainte. Și de asta se face diferența asta mare. Eu pur și simplu sunt pare. Tu ai fost 10 dolari pe om, costat 100 de dolari pe om, 1000 de dolari pe om, tot așa. Și el sunt pare, este ia nu Bitcoin, la ce este mai departe. Dar el oricum, dacă sunt fost 100 de bucăți, 100 de bucăți și au rămas. Să știți, este asta și de și diamantele sunt așa scumpe. Nu, pentru că ele sunt puține. Și Bitcoinul Bitcoin nu are numai o cifră care este posibil să-i minezi și mai departe n-a să-i poți. Dar lumea ta să-i bai și a-ți bai și a-ți bai și a-ți bai și bani.
șeca din cauza că diamantele, de exemplu, sunt unici, așa și Bitcoin o să fie unic odată și odată și n-ați mai poți să-l faci. Dar și nu poți să faci de 10 cereri, tot ați crea să vedeți. Cereri este... Deja oamenii îți caută alternativ. Eu am impresia totuși că îți caută alternativ, pentru că Bitcoin-ul e bun, da, e ok, el nu se reglează, nu se verifică, nu, și o arică fel. Nu se poate depărat așa ușor și deodată o să caut ceva mai ușor. Adică mai simplu. Elegant însă? Ethereum? Da, Ethereum, dar nu sunt așa de bucurare. Numai cineva uite de Bitcoin, dar nu uite de valută. Ethereum tot nu e bagon. Reclamă, reclamă. Are ceva... În Bitcoin îți ziua și poate mare. Noi să știm, în sușă, reclamă. Compozim? Transacționăm pe Bitcoin? Avem rubri, conești. Concluzia lui Amas și aici avem posibilitate. Bine, pe astăzi este atât, da? Mulțumesc! Pe astăzi este atât.